Ok, vă salut și vă mulțumesc pentru participarea la webinarul de astăzi, care este ultimul din acest an în cadrul proiectului Presa Locală Profesionistă, Conținut de Calitate pentru Cetățeni, implementat de Asociația Presei Independente și finanțat de Ambasada Statelor Unite în Republica Moldova. La evenimentele anterioare pe care le-am avut în ultimele luni în acest proiect, dar și din discuțiile pe care le-am avut cu unii dintre voi, am sesizat un interes deosebit față de subiectul monetizării sau posibilitățile de finanțare a instituțiilor mass media sau a produselor new media pe care le realizați unii dintre voi. Este un interes logic, având în vedere că o instituție de presă independentă trebuie să se gândească și trebuie să facă bani pentru a-și putea continua activitatea și misiunea pe care o are față de cetățeni. La webinarele anterioare pe care le-am avut începând din vara acestui an, cumva acest subiect a fost abordat tangențial, dar am decis să organizăm o instruire dedicată în mod special acestui subiect. Îl avem astăzi în calitate de trainer pe Cristian Pantazi, unul dintre cei mai cunoscuți jurnaliști din România, cu experiență de 24 de ani, chiar dacă e greu de crezut asta, având în vedere vârsta lui. Cristian Pantazi este cofondator și redactor șef al G4 Media, instituție de presă online, care, din câte înțeleg, este în top 10 la capitolul audiență în România, dacă sper că nu greșesc, Cristian, dacă e să mă corectez. Anterior a fost timp de 14 ani editor și redactor șef al portalului hotnews.ro și aici vreau să fac o paranteză pentru a preciza că hotnews.ro nu are nimic în comun cu un portal de tristă faimă de la noi cu aceeași denumire. Am apelat la Cristian Pantazi pentru că la acest subiect datorită experienței sale în fondarea și gestionarea unei instituții media independente care utilizează o gamă largă de metode, de posibilități pentru a de finanțare. În plus, el este și un bun cunoscător al realităților și particularităților din Republica Moldova, iar G4 Media este una din puținele, dacă nu chiar singura instituție media online din România, care are un corespondent în Republica Moldova. Îți mulțumesc, Cristian, că ai acceptat invitația noastră și îți ofer cuvântul, iar pe voi vă îndemn să fiți activi, să puneți întrebări și să stoarceți cât mai multe informații și sugestii utile pentru activitățile pe care le aveți sau eventual pe care vreți să le lansați. Cristian? Te salut, Cornel, mulțumesc pentru introducere, bună ziua, salut tuturor, mulțumesc mult pentru invitație, mă bucur că sunt alături de unii dintre ziariștii pe care, din Republica Moldova pe care îi urmăresc. Scuze, Cristian, două momente, scuze că te întrerup și pe care le-am uitat. Unul este că cei care pentru vorbitorii de rusă este traducere în limba rusă pe care o puteți accesa la jos aici, la Interpretation. Și mai avem rugăminte din partea organizatorilor să vă deschideți acest Docs Google, acest document din chat și să vă înregistrați acolo. Mersi foarte mult și scuze, Cristian, încă o dată. Nicio problemă. Spuneam că sunt bucuros să fiu alături de unii dintre ziariștii sau managerii de presă din Republica Moldova, căror muncă o urmăresc sau am urmărit-o în ultimii ani. Sunt instituții prestigioase de presă din Republica Moldova. Încă o dată mă bucur să fiu alături de voi. Și la fel mă bucur să pot să împărtășesc cu voi câteva din experiențele pe care le-am acumulat de-a lungul timpului și care sper că se vor dovedi utile în ceea ce faceți voi în presă. Câteva cuvinte despre mine, pe lângă ce a spus Cornel. Eu am 44 de ani, de aproape 24 de ani fac presă.
Am absolvit facultatea de jurnalism și științele comunicării de la Universitatea din București și apoi am făcut un master în managementul instituției de presă, tot la Universitatea București. Apoi am urmat câteva cursuri Reuters, atât pentru reporter, cât și pentru traineri. Am predat ca profesor invitat, dar profesor fără grad didactic, ca pur și simplu ca invitat, ca ziarist din Breaslă. Am predat timp de 3 sau 4 ani la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării din București și din păcate a trebuit să renunț la această activitate care altfel îmi făcea mare plăcere din cauza încărcării, din cauza activității extrem de intense pe care o avem la G4 Media. G4 Media, pe scurt, este un portal independent pe care l-am lansat în 2018 împreună cu colegul meu, Dan Tăbălagă. Am plecat amândoi de la Hot News și am fondat G4 Media. La început am fost noi doi și câțiva foarte puțini colaboratori, după care în timp, în ultimii 3 ani și jumătate, echipa s-a tot mărit, am completat-o, am adus din ce în ce mai mulți colaboratori. Acum avem și un corespondent în Republica Moldova, pe Mădălin Necșuțu, probabil că îl cunoașteți din piața de media. Acordăm o atenție cât putem noi de mare evenimentelor și realității din Republica Moldova, nu doar cea politică, ci și cea economică și legată de politica externă. G4 Media este un portal care la început a fost un portal independent, important de spus asta, fără nicio finanțare în spate, cu excepția ceea ce produce din piața de media. Nu avem un finanțator, nu avem un partid politic, nu avem un om de afaceri, suntem noi fondatorii. Ceva media s-a axat aproape exclusiv pe politică, investiții, anchete, analize din domenii precum politica pe care am menționat-o, economia, justiția și politica externă. Cu timpul, alte secțiuni și la începutul acestui an am lansat și un portal dedicat economiei, se numește economedia.ro. Prezentarea, dacă cineva are curiozități legate de ce am făcut eu, experiența mea, vă rog, fără probleme. Dacă nu, cu acordul dumneavoastră aș trece direct la partea întâi a conferinței noastre, numită Alegerea modelului de business al unui startup media, care sunt condițiile de piață, care e concurența, identificarea publicului țintă. Înainte de a începe să discutăm pe această temă, rugămintea mea este aceea de a ne comporta cu toții ca niște ziariști. Funcționăm cu toții foarte bine pe baza sistemului întrebare-răspuns, așa că dacă în timp ce vorbesc există vreo neclaritate sau simțiți nevoia să adaug elemente suplimentare, să aduc informație suplimentară, vă rog să interveniți oricând, îmi este și mie foarte comod așa. Dacă nu sunt întrebări pe măsură ce vă prezint informațiile pe care le-am pregătit, putem aștepta pentru final, pentru sesiunea de întrebări și răspunsuri, dar, repet, funcționez foarte bine pe sistemul de întrebare-răspuns, așa că simțiți-vă liber să mă întrerupeți oricând pentru clarificări. Acestea fiind spuse, trecem la prima parte a discuției noastre, cea legată de modelul de business, sau mai pe scurs, mai pe românește spus, cum
cum vrem să funcționeze instituția, întreprinderea, media pe care vrem să o lansăm. În primul rând, este esențială motivația pentru care vrem să deschidem un site, un ziar, o televiziune sau un post de radio nou. De ce facem lucrul ăsta? De aici, din răspunsul la această întrebare, decurge toată dezvoltarea ulterioară a produsului, ba chiar și succesul și eșecul acestei noi întreprinderi. Eu am trăit ca manager de presă, redactor, șef, am trecut prin trei experiențe. G4 Media este ultima și cea mai recentă. Înainte am fost la Hot News, iar în tinerețe, la 24-25 de ani, am fost redactorul șef al unei publicații de nișă din România, o publicație specializată în economie, agricultură. Și am învățat de fiecare dată lucrul acesta, că e important să vezi care este motivația principală pentru care vrei să înființezi o nouă instituție de presă. Dacă motivația principală într-o piață ca cea din România sau cea din Republica Moldova e să faci bani cu orice preț, adică să funcționeze ca un business, cum ar fi un business în agricultură sau un business în IT sau un business în industrie sau în vânzări, și dacă asta este motivația principală, un business care la sfârșitul anului să producă bani pentru acționari sau pentru fondatori, cei care dețin controlul acestui startup sau acestei întreprinderi de presă, surpriza e că s-ar putea să fie insuficient. De ce spun lucrul acesta? Piața media, mai ales în țări, repet, în țări precum România, Republica Moldova, care sunt democrații în neconsolidate, democrații în care acum se așează cărămizile statului de drept și ale democrației liberale, e nevoie ca o instituție de presă să și inspire, să aducă o anumită calitate, o anumită atitudine, astfel încât pe lângă business-ul în sine, pe lângă afacerea de presă în sine, ea să reprezinte și un reper pentru public, pentru cititor, dar și pentru elitele în sens larg din acea populație. Și când vorbesc de elite, nu mă refer doar la elita politică, în sens îngust. Mă refer la elitele profesionale, cele care în societățile noastre își caută tot timpul repere, caută adevăratele valori, caută publicații, ziariști, televiziuni, radiouri, posturi de radio care să indice calea corectă. Dacă ne abatem de la această filozofie, surpriza e că după o anumită perioadă de timp, câțiva ani, să descoperim că am creat un produs care este viabil economic, produce profit plus valoare la sfârșitul fiecărui an, dar pentru a ajunge la această plus valoare economică, s-ar putea să vedem că această întreprindere media a abdicat de la valorile profesionale pe care le-a asumat la început. Tocmai de aceea revin și insist asupra motivației pe care un fondator de startup media o are atunci când fondează această nouă instituție media. Din experiența mea și a colegilor mei din ultimii 20 de ani, am văzut următorul lucru. Cel mai important driver, cea mai puternică motivație în piața de media este următoarea. Aceea de a furniza un produs de calitate care să nu facă rabat, să nu facă compromisuri de la marile valori ale meseriei noastre, și anume căutarea adevărului, corectitudine, lipsa imparțialității, scuze, imparțialitatea, lipsa bias-ului, lipsa deciziilor editoriale arbitrare.
Acestea sunt marile valori pe care eu cred că orice fondator de întreprindere mediatică trebuie să se sprijine atunci când, când inițiază o astfel de întreprindere mediatică. Odată ce vă clarificați aceste lucruri, în jurul lor veți putea să construiți un produs care să refuze clickbait-ul, care să refuze știrile false, care să respingă propaganda, manipularea și să încerce să ajungă la cititor, să aducă la cititor informația corectă, analiza corectă și imparțială, lipsită de arbitrar și de agenda ascunsă. Odată ce veți avea această coloană vertebrală a întreprinderii noastre mediatice, cred că jumătate din treabă e făcută. Urmează să vă țineți de acest drum, să îl parcurgeți. Este drumul cel greu, drumul cel lung și complicat, dar care a dovedit și în România și în Republica Moldova, după știința mea, că este cel corect și cel fructuos. Odată ce am ajuns la acest capitol de motivație, al doilea lucru despre care trebuie să discutăm este finanțarea inițială. Fără o finanțare inițială, nu putem vorbi de o lansare a unui produs nou sau putem să vorbim în condiții extrem de dificile. Finanțarea inițială are ca scop asigurarea independenței sau asigurarea existenței noii publicații pe o perioadă de măcar 3 luni, 6 luni până când ea se așează pe piață și începe să producă, începe să aducă bani, banii necesari pentru susținerea produsului și pentru dezvoltare. Această susținere inițială, sursa acestei susțineri inițiale, acestei finanțări inițiale este ea însăși esențială. Dacă vă puteți asigura din fonduri proprii și de la colegi, prieteni, amici, colaboratori, fără nicio obligație editorială ulterioară, este situația ideală. Sau dacă puteți accesa un proiect, fie că e pe fonduri europene, fie că e pe fonduri transatlantice venite din Statele Unite ale Americii, dacă vă puteți asigura această finanțare, iarăși este una din opțiunile corecte, pentru că aceste finanțări vin fără îndoială, fără niciun fel de condiționalitate editorială. În schimb, dacă pentru a înființa o întreprindere mediatică nouă, trebuie să faceți un compromis încă de la început și să acceptați o anumită sumă de bani de la oameni politici, partide politice, oameni de afaceri care sunt implicați în diverse afaceri mai mult sau mai puțin murdare sau gri cu statul, cu alte state. Cred că acesta este un start greșit, pentru că va trebui să faceți permanent compromisuri cu acești finanțatori inițiali și experiențele din presa românească arată că instituțiile media care au plecat așa, fie au sfârșit-o în derizoriu, în lipsă de relevanță pe piață, fie continuă și acum, la an bun de la lansare, dar sunt cu totul și cu totul deraiate de la agenda publică reală. Norocul nostru în 2021 este că apariția internetului, cu tot ce înseamnă rețele sociale, dezvoltare, soft și așa mai departe, a democratizat piața media într-un fel pe care acum 20 de ani, cei mai apropiați de vârsta mea își aduc aminte, acum 20 de ani, 25 de ani, nici măcar nu-l puteam visa. Acum 20-25 de ani, cine voia să înființeze un ziar, o televiziune sau un post de radio, avea în fața lui o structură
de cheltuieli atât de stufoasă, costurile inițiale și cele de funcționare zilnică erau atât de mari, încât era aproape imposibil să pleci la drum singur sau un grup de prieteni, colegi, ziariști și să dai drumul unei publicații noi. Acum, odată cu apariția internetului, avem această șansă pe care eu am trăit-o pe pielea mea și la Hot News și la G4 Media, de a putea să înființăm publicații noi în echipe extrem de mici, în echipe foarte reduse, cu costuri reduse, cu ajutorul unor prieteni sau colegi care ne-au ajutat, care ne-au oferit sprijinul, fie în partea de software, în ceea ce privește construirea site-ului, mentenanța lui și așa mai departe, fie în partea de conținut, unde la fel am beneficiat de ajutorul lor până când am putut să lansăm și să dezvoltăm site-ul. Așadar, avem această deschidere uriașă oferită de internet, pentru a putea pleca la drum fără să avem în spate și fără să fim condiționați de finanțarea unui mogul, a unui oligarh, a unui om politic sau unui partid politic. Odată ce am stabilit care este motivația noastră și am reușit să rezolvăm și problema finanțării inițiale, putem să începem să gândim modul în care funcționează publicația pe care o lansăm. Aici voi trece doar în revistă pe scurt, pentru că urmează să discutăm pe larg în a doua secțiune a conferinței noastre ce tip de conținut oferim. Oferim un conținut liber, la liber pentru toți cititorii, oferim un conținut pe bani, instalăm un paywall care le permite doar plătitorilor de abonament să citească ceea ce publicăm noi. Alegem un mod de finanțare care să se bazeze pe publicitate, pe reclamă sau pe donații de la cititori sau care să se bazeze pe finanțarea prin proiecte din zona societății civile. Acestea sunt, pe scurt, câteva din opțiuni. Discuția aprofundată o vom avea în a doua parte a secțiunii noastre. Urmează ceea ce este esențial la începutul oricărei inițiative antreprenoriale, și anume un studiu de piață. E esențial să știm cu cine ne confruntăm în piața respectivă. Trebuie să, odată ce ne-am definit tipul de publicație sau de televiziune sau de ziar, o radio pe care vrem să-l facem, trebuie să vedem care este piața. Care sunt concurenții noștri, care e modul lor de funcționare, cum reușește să se mențină în piață, cum reușește să se dezvolte, care sunt punctele tari și punctele lor slabe. Odată ce avem această cercetare de piață, putem identifica nișa sau abordarea pe care vrem să o facem, pe care vrem să o avem cu publicația noastră nouă. E vorba de o publicație de nișă, o publicație, să spunem, economică sau și mai de nișă, o publicație strict de auto sau strict de IT sau strict de imobiliare, sau dimpotrivă vrem să avem o publicație generalistă care să abordeze toate aspectele vieții politice, sociale, economice, chiar sportive sau de lifestyle din țara respectivă, că e vorba de România sau că e vorba de Moldova. Odată ce ne-am clarificat ce tip de publicație sau de instituție media vrem să înființăm, trecem la următoarea etapă, și anume evaluarea pieței de publicitate. Aici vorbesc despre cazul în care instituția media pe care vrem să o înființăm urmează să se finanțeze și din publicitate. Publicitatea e sursa principală de venit pentru mass media oriunde în lume, nu face excepție nici România, nici Republica Moldova. Și odată ce avem această inițiativă de a deschide o instituție media nouă, trebuie să vedem realist care este
mărimea pieței de publicitate, cum se împarte ea pe diferitele suporturi, cât merge la televiziune, cât merge la internet, la print, ziare, la radiouri, la piața outdoor, care sunt principalii jucători, principalele trusturi, holdinguri de presă sau jucători independenți cu care trebuie să concurăm pentru acele felii din piața de publicitate. E extrem de sănătos un astfel de studiu, pentru că el ne va spune care este mărimea maximă a business-ului sau afacerii pe care vrem să o creăm, pentru că ea nu poate depăși acea porțiune din piață alocată respectivului suport. De exemplu, dacă în piața de publicitate din România e cifrată la 300 de milioane de euro, să spunem, iar internetul ia grosomodo 30% din această piață, vom ști cam care e suma pentru o proiecție de 1, 2, 3, 4 ani pe care vom concura împreună sau împotriva celorlalți jucători din piață. Același principiu se aplică și în Republica Moldova și de fiecare dată trebuie să fim atenți să vedem cât din această piață este luată de jucătorii locali, cât merge la Agora, cât merge la Deschide, cât merge la site-urile de televiziuni și radiouri și cât merge la Google și Facebook. Pentru că presupun, nu am date certe, dar presupun că și în Republica Moldova e aceeași situație ca și în România, cu acești mari giganți ai pieței online, care iau mult peste 60-70% din piața de publicitate online, ceea ce reprezintă o adevărat o mare problemă pentru piață, pentru că rămân zeci sau chiar sute de site-uri care să concureze pe o feliuță mult mai mică decât acel 30% din 300 de milioane de euro, care e piața totală de publicitate din România. Odată ce am avut și această analiză de piață a publicității, va trebui să ne gândim la piața muncii. Nu mi-e clar, nu știu exact în Republica Moldova care este starea pieței muncii în presă, dar în România începe să fie o criză serioasă. Sunt mai multe cauze, unele sunt comune cu Republica Moldova. Avem o migrație masivă, din ce în ce mai mulți tineri pleacă din facultate, ba chiar din timpul liceului și studiază în vestul Europei. Natalitatea a scăzut, la fel ca și în Republica Moldova, și numărul de studenți se micșorează de la an la an. Trei la mână, piața de media a rămas în urma altor domenii din punct de vedere al salarizării și atunci foarte mulți studenți de la facultățile de jurnalism, de exemplu, sau de comunicare, aleg încă din timpul facultății să nu meargă în presă, în mass media, ci să meargă înspre zonele de relații publice, zona de publicitate, zona de comunicare politică, astfel încât bazinul de recrutare pentru presă se îngustează din an în an și deseori noi vorbesc aici de toată piața presei, avem această problemă de a atrage forță de muncă. Tocmai de aceea, atunci când plecați la drum cu o astfel de întreprindere, e bine să anticipați aceste probleme. E bine dacă aveți această posibilitate să încheiați parteneriate cu facultățile de jurnalism, de comunicare, ba uneori chiar și cu licee, pentru a începe să creșteți din timp ziariști tineri care încetul cu încetul să se integreze în redacțiile dumneavoastră, să înceapă să învețe exigențele muncii de jurnalist chiar la fața locului, să deprindă de la dumneavoastră, de la vârste cât mai
fragede, cum se face această meserie, astfel încât să nu ajungeți la un moment dat într-o criză de dezvoltare cauzată de criza forței de muncă. E o criză care, repet, în România se manifestă tot mai acut, nu doar în mass media, ci și în alte domenii, și ea poate la un moment dat să blocheze dezvoltarea unor instituții de presă. Odată ce am stabilit și sau am încercat să rezolvăm și această problemă, mai apare încă una care e cu atât mai importantă în Republica Moldova, și anume limbile în care publicăm conținutul. Repet, fie că e vorba de publicație pe internet, publicație scrisă, radio sau televiziune. De ce spun că e mai acută în Republica Moldova? Pentru că aveți o comunitate rusofonă extrem de puternică, extrem de numeroasă, consumatoare de mass media, și cred că ar fi o eroare ca o publicație nouă sau o publicație care s-a lansat de ceva timp să ocolească acest segment de populație care consumă informația în limba rusă. Așadar, atunci când faceți cercetarea de piață, de care am vorbit mai devreme, când vă uitați care este concurența, cred cu tărie că ar trebui să acordați atenție acestei comunități vorbitoare de limba rusă, o comunitate importantă și care merită să primească o informație scrisă, abordată profesionist din partea dumneavoastră. O altă discuție este dacă declinăm conținutul și în limba engleză. Noi și la G4 Media și anterior la Hot News am încercat să facem lucrul ăsta. Nu ne ieși de fiecare dată, dar din experiența noastră vă spun că este o dovadă de, sau e percepută ca o dovadă de profesionalism și de respect în același timp pentru publicul de vorbitori de engleză, de cele mai multe ori expați, care lucrează în țările noastre, în România sau în Republica Moldova, fie că e vorba despre diplomați străini, fie că e vorba de oameni de afaceri străini, fie că e vorba de angajați în companii care au venit și au dezvoltat diverse afaceri, deseori și-au construit și o anumită comunitate și care vor să fie la curent cu realitățile din țările noastre. Sfatul meu este să nu ocoliți această comunitate, la fel, dacă puteți, și măcar cele mai importante evenimente ale unei zile să încercați să le prezentați și în limba engleză. Astfel veți atrage și veți fideliza în timp o comunitate care este importantă, repet, cea expaților din țările noastre, și veți da semnalul de seriozitate în ceea ce privește agenda editorială și veți transmite semnalul că publicația sau televiziunea, ziarul pe care le fondați, sunt un produs premium, care, un produs care încearcă să ajungă la absolut toate categoriile de public posibile, acordându-le atenția cuvenită. Noi am încercat, repet, să facem acest lucru. Nu reușim de fiecare dată, dar articolele esențiale de fiecare dată le declinăm și în limba engleză, știind că acolo există un public doritor să afle aceste informații. Ultima idee sau ultima discuție în această secțiune este cea legată de ceea ce am enunțat succint la începutul discuției noastre, și anume calitatea produsului. Am învățat în atâția ani de presă că cel mai important activ, asset, cel mai important bun al unui ziarist, al unei redacții, este încrederea.
toate celelalte, că vorbim de asset-uri precum clădiri, sedii, tipografii, branduri deținute, mașini, servere, calculatoare și așa mai departe, nu valorează nimic într-o întreprindere de presă dacă nu există încrederea publicului. Este cel mai important lucru pe care trebuie să-l aveți în minte tot timpul și pe care trebuie, mai mult decât să-l interiorizați dumneavoastră, trebuie să-l transmiteți redacției și tuturor celor care lucrează în redacția nou înființată. De dimineață până seara, oamenii care lucrează cu noi trebuie să înțeleagă, să internalizeze, să interiorizeze acest adevăr. Presa de calitate se bazează pe încrederea cititorilor, a publicului, în noi. Pentru aceasta e nevoie de o muncă dublă, de multe ori, în comparație cu concurența noastră. Vă spun asta din proprie experiență. Nu puține au fost zilele, atât la G4 Media, cât și înainte la Hot News, nu puține au fost zilele în care am dormit în redacție peste noapte. Zile, perioade de câte 3, 4, 5 zile petrecute în redacție, atunci când erau evenimente în desfășurare, evenimente majore pentru România, pentru publicul nostru, momente în care am avut nevoie de tot sprijinul colegilor noștri, de sprijinul familiilor noastre care au înțeles nevoia noastră de timp, timpul necesar pentru a face lucrurile ca la carte. Este esențial să vă asigurați că fiecare articol, fiecare reportaj, fiecare știre pe care o publicați trece prin acest control al calității. De multe ori suntem sub presiunea timpului noi ca ziariști, mai ales când vine vorba de presă online sau de televiziune de știri, acolo unde totul se desfășoară 24 din 24 la cea mai mare viteză posibilă. Presiunea timpului, a deadline-urilor, a competiției, a surselor e uriașă de fiecare dată, dar trebuie să vă puneți la punct în redacțiile dumneavoastră sisteme de verificare automată, astfel încât eroarea în transmiterea informației să fie îndepărtată cât mai mult, astfel încât posibilitatea apariției unor greșeli făcute de redacție să fie micșorată până spre valoarea de zero. Cu toate acestea, având în vedere specificul muncii noastre, vă asigur că vor apărea greșeli. Eu însumi am făcut greșeli mari ca ziarist, atât la G4 Media cât și înainte. Greșeli precum publicarea unor informații insuficient verificate, publicarea unor informații de-a dreptul eronate, din cauza unor erori de judecată sau de documentare, sau publicarea unor analize, comentarii, care și ele la rândul lor au fost eronate pentru că au plecat de la premize greșite. Ei bine, asumarea greșelilor în meseria noastră e un capitol extrem de important, tocmai pentru că el contribuie la creșterea încrederii publicului față de noi. De fiecare dată când facem o eroare, trebuie să ne o asumăm. Trebuie să explicăm de ce a apărut acea eroare și trebuie să explicăm publicului, pentru a-i păstra încrederea în noi, trebuie să explicăm publicului că am făcut acea eroare în cazul în care ea a apărut, nu pentru că avem o agendă greșită, nu pentru că am vrut să dezinformăm, ci pentru că am avut noi o eroare, fie de documentare, fie de analiză. Aceste lucruri pot apărea când muncești 10 ore, 12 ore, uneori și 14 ore pe zi, când sunt evenimente extrem de complexe în desfășurare, când abundența de informație este uriașă, lucru pe care l-ați trăit cu toții, sunt convins, în perioade de criză, în perioade de alegeri, în perioade de frământări sociale. Și astfel de erori pot apărea. Încă o dată, încrederea publicului se câștigă greu și se pierde foarte ușor. Dacă nu explicăm publicului de ce am comis o anumită eroare la un moment dat și trecem peste ea sau încercăm să o ștergem ca și cum n-ar fi existat, publicul va ține minte. De aceea cel mai bine e să asumăm eroarea, să o explicăm și să transmitem publicului
că suntem, suntem conștienți de eroarea făcută și încercăm să o îndreptăm. Am insistat foarte mult pe acest management al erorii, pentru că am observat atât în presa din România, cât și în presa din alte țări, că tendința deseori este aceea de a da la o parte, de a șterge aceste erori, de a ne preface că n-au existat. Mai ales pe internet e foarte simplu, șterge articolul și pare că nu există. E bine, el există, el rămâne. Rămâne păstrat în cache-ul de la Google, rămâne în capturi făcute de cititori, rămâne în link-urile de pe rețelele sociale și așa mai departe. Nu poți ascunde în 2021 o eroare. De aceea cel mai bine e să o explici, astfel încât să-ți păstrezi încrederea publicului. Acestea ar fi introducerea sau prima parte a conferinței noastre legate de alegerea modelului de business, modelului de funcționare. Aștept întrebări, clarificări și așa mai departe din partea dumneavoastră. Cristian, bună, Irina Agora. Bună, Irina. Vroiam să te întreb, că vorbeam de limbi și faptul că voi declinați în limba engleză, se publică tot pe site sau declinarea asta o faceți printr-un newsletter sau cum dați informația în engleză? Tot pe site, tot pe site-ul G4 Media, pentru a nu introduce confuzie în rândul cititorilor, avem o secțiune care se numește English, care e marcată ca atare și atunci încercăm să creăm acest obicei de consum astfel încât cititorii care citesc exclusiv în limba engleză să intre exact pe acea secțiune, pe acel buton și să găsească acolo articolul. Ca resursă umană, cum v-ați organizat? Aveți un traducător sau o persoană vorbitoare nativă de engleză? Cum faceți? Aici e problema, că n-am reușit să alocăm o resursă constantă pentru această secțiune, astfel încât ea funcționează acum mai degrabă pe bază de voluntariat și ajutor. Avem câțiva colegi în redacție care fac lucrul ăsta atunci când au timp. Avem și câțiva colaboratori externi care la fel fac lucrul acesta când au timp. Dar asta ne împiedică să avem o anumită ritmicitate pe care ne-am dorit-o noi. E un capitol la care vrem să lucrăm în viitor, astfel încât să avem o cadență a articolelor care să fie constantă și să publicul cititor de limbă engleză să știe că la finalul unei zile poate să găsească acolo cele mai importante informații despre ce s-a petrecut în ziua respectivă. Am înțeles. Colegi, dacă mai aveți întrebări, eu aș vrea să te întreb, Cristian, mai mult, mă rog, un interes al meu. Nu știu, Cornel, avem o întrebare, este... avem o întrebare pe chat. Scuze. Da. Uite, procente din vizitatorii. Procente din vizitatorii. Nu am datele în momentul ăsta, dar cred că e un procent destul de mic, cred că e sub 1% din ce știu eu. Va trebui să verific în rapoartele din Google Analytics, dar cu siguranță este sub 1%, dat fiind că nu avem acea ritmicitate pe care ne-am dorit eu. Adică asta e unul din lipsurile sau unul din lucrurile pe care am vrea să le corectăm, să le îndreptăm pe viitor. Dar încă o dată, aș vrea să accentuez un pic pentru discuția legată de secțiunea în limba engleză. Ea nu va aduce sub nicio formă un trafic uriaș. Ea nu va genera trafic ca o secțiune legată de sport sau o secțiune legată de nu știu, de justiție sau economie sau externe. Pentru că, în mod evident, numărul de persoane vorbitoare de limba engleză în România
E relativ mic, cum presupun că e și în Republica Moldova. Nu avem o comunitate de sute de mii de oameni care vorbesc exclusiv limba engleză, nu vorbesc limba română. Probabil că sunt câteva mii, zeci de mii de oameni la nivelul României. Deci asta nu e atât pentru trafic, pentru a câștiga din trafic, dar e pentru fidelizarea unui public, unei părți a publicului care deseori face parte din segmentul premium. Repet, vorbim de diplomați străini care sunt în misiunile diplomatice din București, consulatele din restul țării, vorbim de oameni de afaceri, antreprenori străini care și-au înființat o afacere în România sau de manageri care lucrează în companiile străine din România. E același lucru și în Republica Moldova. Ori aici e vorba de, repet, de persoane din segmentul premium pe care eu cred că orice publicație și l-ar dori. Și Vitalie de Marosu. Da, eu am o întrebare. Bună ziua, sunt Vitalie de Marosu, jurnalist. Vreau să vă întreb referitor la structura staff-ului pe care l-are Gifomedia. Câți sunt producători de știri, articole produse în mass media și câți sunt din staff-ul tehnic? Mă refer aici la cei din structura care administrează site-ul. Mă refer aici la contabili, altfel de directori de publicitate. Dacă puteți să vă referiți la proporția acestor colegi ai dumneavoastră în staff. Da. Mulțumesc pentru întrebare, Vitalie. Pregătisem detaliile astea pentru secțiunile care urmează. Niciun fel de problemă, dar rugăminte înainte de a răspunde e dacă ne putem adresa pe nume că suntem jurnaliști și cred că lucrul ăsta cadrează cu meseria noastră. Noi am încercat, apropo de proporția de care spui tu, noi am încercat ca toate aceste servicii care sunt non-jurnalistice să le externalizăm. Pentru că am constatat de-a lungul timpului că atunci când îți prinzi în schema de personal persoane care sunt din afara producerii de conținut, apare o presiune constantă pe costuri. Da? Tot timpul te uiți și zici, aș mai aduce un reporter, aș mai aduce un redactor, aș mai aduce un om pe sport, de exemplu, sau un ziarist specializat în investigații, dar am o structură de costuri atât de rigidă, pentru că trebuie să plătesc salariul unui contabil, pentru că trebuie să plătesc salariul la doi IT-iști, pentru că trebuie să plătesc salariul unui director de publicitate și nu mai am unde să mă mișc. N-am cum să jonglez cu costurile astea, pentru că, repet, ele sunt fixe lună de lună. Și atunci am încercat ca aceste activități extra-jurnalistice să le externalizăm și să încheiem contracte de prestări servicii, fie cu contabilitate, fie cu găzduire de site, fie cu dezvoltarea site-ului și așa mai departe, ceea ce face ca aceste costuri să fie să nu fie constante, ci ele să crească sau să descrească în funcție de nevoile pe care le avem. De exemplu, ne cresc costurile dacă vrem să construim o secțiune nouă pe site, da? Ne trebuie un anumit design pentru secțiunea respectivă, ne trebuie implementarea unui buton, schimbarea meniului și așa mai departe. Dar lucrul ăsta nu îl facem în fiecare lună. Poate îl facem o dată la jumătate de an sau ori. Și atunci prefer să plătesc atunci, în luna respectivă, acele servicii, iar în rest să am un cost cât mai mic cu zona de IT, tocmai pentru a nu îngreva bugetul cu costuri constante. La fel cu contabilitatea. Avem o activitate constantă, da? Plătit de facturi, etc., etc., contracte și așa mai departe. Abia când avem o activitate, nu știu, într-un proiect în care trebuie să facem anumite achiziții de conturi, mai știu eu ce lucruri mai complicate, atunci
apelăm la o, la o soluție, dar punctuală și pe care să o plătim în, pentru activitatea respectivă. Ca să revin la întrebarea ta cu răspunsul, cred că în momentul ăsta avem două persoane care nu sunt ziariști, plătiți lună de lună pe, atât pe G4 Media cât și pe Economedia. Da, mai firmele... avem o întrebare în chat. Scuzați. Da, da, firmele care spuneți că lucrați, cu care spuneți că, sau pui, înseamnă că lucrați punctual, nu solicită un fel de contract de fidelitate pentru o perioadă mare? Unele dintre ele, da, dar având în vedere că suntem totuși la început, adică, sau nu la început, nu suntem un business uriaș, se uită la nevoile noastre și cumva am ajuns la o înțelegere astfel încât facturile astea lunare sau costurile astea lunare să nu ne împovăreze, să nu fie niște costuri similare cu cele pe care le presupune angajarea unor oameni. Dar sunt niște costuri care sunt ținute sub control și, repet, atunci când avem o nevoie, ele cresc punctual pentru momentul respectiv. Cumva am avut șansa de a cunoaște de-a lungul carierei noastre de ziariști suficienți oameni din aceste domenii, că e vorba de IT, că e vorba de design, că e vorba de chiar și de contabilitate și așa mai departe, care și-au dat seama de onestitatea noastră ca oameni de presă și înțeleg care sunt nevoile noastre și cumva suntem percepuți ca niște clienți în care ei, acești furnizori de servicii, cărora de fapt eu le spun parteneri, au încredere că pot avea astfel de contracte care sunt mai degrabă reduse ca valoare, pentru că e și un fel de, cum să spun, de serviciu public pe care ei îl fac societății atunci când se parteneriază cu noi, fără să ne ceară sumele pe care poate în mod normal le-ar cere unor alte business-uri din afara presei. Deci, atunci când revin la ceea de ce vorbeam de încredere, de clădirea încrederii, când oamenii, partenerii tăi, te percep ca un furnizor de serviciu public până la urmă, că până la urmă asta e presa, oferim un serviciu public și anume acela de informare și când te văd că o faci onest, și comportamentul lor față de tine e din aceeași gamă. Ca să nu țin eu toată această conferință, mai am o singură întrebare și mă retrag. Adică rămân, dar nu mai am întrebări. 3-6 luni pentru existență, ați spus la început. Da. Cum a fost începutul acestui site? V-ați bazat pe voluntariat? Oamenii respectiv mai erau angajați undeva pentru că 3-6 luni să existe, inclusiv la București, cu prețurile care sunt acolo, puțin probabil că și-ar permite să aibă niște rezerve, niște economii astfel încât să poată să-și întrețină familia sau pe ei însuși această perioadă. Cum ați reușit să atrageți colegii, partenerii în această perioadă la început? Mulțumesc. E adevărat, nu aveam aceste resurse, ceea ce am spus în introducere, e un model de dorit. E ceea ce am făcut, de exemplu, când am lansat Economedia, al doilea nostru produs. Da? Ne-am asigurat că avem o finanțare pentru 3-6 luni, astfel încât el să poată funcționa. Noi, în schimb, când am lansat G4 Media, n-am avut acest lux. Și ne-am bazat foarte mult pe voluntariat și pe ajutorul colegilor noștri și partenerilor noștri. Că a fost vorba de construirea site-ului, de exemplu, că a fost vorba de conținut jurnalistic, că a fost vorba de parteneri din zona de furnizare de fotografii, imagini și așa mai departe. Am avut acest
Ne-am bucurat de acest lux al încrederii colegilor, prietenilor și partenerilor noștri, de care, în mod normal, nu știu dacă ne-am mai putea, dacă s-ar mai putea bucura ceva. De ce? Momentul acela a fost unul de încărcătură emoțională extrem de puternică în România. Era 2018, era un regim politic care devenea tot mai apăsător la adresa presei, la adresa libertății de exprimare, și cumva apariția G4 Media a fost percepută de multă, multă lume, inclusiv colegi de-ai noștri din alte redacții, drept un eveniment, un act de curaj, să-i spunem, un act de temeritate. Și atunci foarte mulți dintre acești oameni pe care i-am pomenit, parteneri, colegi, prieteni și așa mai departe, au pus umărul și ne-au ajutat în primele luni ca să putem să trecem de acea perioadă de început, care a fost, repet, a fost o perioadă extrem de dificilă, din toate punctele de vedere, da. Da. Repet, nu am avut luxul acelor 3-6 luni de susținere asigurată. Am construit în timp lucrul acesta, dar am avut parte de un ajutor extraordinar de puternic din partea comunității care ne-a urmat cumva atunci când am fondat G4 Media. Dar nu știu, nu cred că este un eveniment repetabil prea des, nu cred că e un eveniment replicabil, tocmai de aceea nu cred că e de urmat o astfel de experiență, ci ceea ce v-am spus eu este cumva situația de dorit, situația ideală în care atunci când pornești la drum să te asiguri că ai, că ai minimul necesar, minimul de resurse pentru a-ți face meseria liniștit. Despre asta e vorba. Ei, Cristian, mai avem o întrebare pe chat. Ce știri alegeți să traduceți? Foarte bună întrebare. De obicei, încercăm să traducem acele știri, interviuri, reportaje sau analize care reprezintă fie evenimentele majore, care au impact și asupra publicului vorbitor de limbă engleză, da? Fie e vorba de evenimente politice mari, rezultatul alegerilor, apariția unui nou guvern, declanșarea unei crize guvernamentale sau crize politice majore, fie este vorba de modificări importante ale fiscalității. Se schimbă regimul de taxe și impozite, apare sau dispare o taxă, un impozit nou, dispar facilități fiscale pentru angajați sau pentru companii. De ce punem accent pe zona asta de fiscalitate? Pentru că mulți din membrii comunității vorbitoare de limba engleză sunt oameni de afaceri sau manageri din diverse companii multinaționale care au nevoie de această informație fiscală, de această informație economică, pentru că le afectează activitatea de zi cu zi. De asemenea, alegem să traducem acele editoriale prin care noi încercăm să explicăm mai în detaliu, mai în amănunt, evenimente importante ale zilei, evenimente care uneori sunt mai greu de înțeles pentru publicul care nu stă, cum stăm noi, ziariștii, cu mintea, cu capul, în știri, în informații zi de zi, minut de minut, secundă de secundă. Și sunt secvențe, știu că și în Republica Moldova se întâmplă lucrul ăsta, eu însumi am pățit-o, în care dacă nu ești atent timp de o zi sau două zile la succesiunea de evenimente, riști să pierzi anumite sensuri, anumite semnificații ale actualității. Și atunci, noi ca ziariști care scriu și opinie din când în când, încercăm să cuprindem această informație, să-i dăm o formă digerabilă și uneori să o traducem și în limba engleză. Ok. Ai nevoie să facem o pauză?
de câteva minute, cum spuneai? Da, dar cred că am mai avut mai devreme o... Cred că Rodica Malic a vrut să pună o întrebare. Nu, ea, ea vrea să o pună pe aia de pe chat. Am înțeles. În regulă. Bun, dacă nu mai sunt întrebări, v-aș propune o scurtă pauză de 2-3 minute până verific ce se întâmplă în criza din România și să văd ce informații bombă am pierdut și apoi revin aici. E în regulă? Ion. În regulă. Am discuția continuă cu ceea ce ne doare pe toți și cum a întrebat și Vitalie mai devreme, structura de costuri și identificarea surselor de venit. Încep cu un lucru pe care posibil ca unii dintre voi să-l fi constatat, dar îl spun pentru cei care nu au trăit pe cont propriu o experiență antreprenorială. Primul cost pe care trebuie să ți-l asumi atunci când vrei să începi o publicație nouă, o televiziune, un radio, un ziar nou, este costul de timp. E extrem de important și sunt mulți colegi de presă care în ultimii ani au renunțat fie la meserie, fie la niște poziții importante din redacții, oameni pe care îi cunosc, unii dintre ei amici, foști colegi de-ai mei, din cauza acestui cost. E un cost uriaș, un cost personal și mai ales atunci când pornești o instituție de presă nouă, cu resurse limitate, suplinim lipsa angajaților, lipsa ziariștilor, a personalului prin propria noastră activitate. Am trăit-o pe pielea mea, repet, sunt convins că unii dintre voi, pe unii și cunosc și știu cum a fost când ați dat drumul la publicații noi, ați trăit-o pe pielea voastră. E un cost foarte mare și trebuie să fiți pregătiți personal pentru asta, familiile voastre trebuie să fie pregătite pentru asta. Trebuie să aveți înțelegerea familiei, sprijinul, suportul familiei pentru lungile zile, uneori și nopți, cum v-am spus mai devreme, în care veți fi blocați în redacție cu proiecte care trebuie terminate urgent, cu crize politice, economice, sociale care trebuie acoperite de dimineața până noaptea și așa mai departe. Ăsta e un cost mare și trebuie să-l știți de la început. Și el se va perpetua până când redacția respectivă se va dezvolta suficient de mult încât să delegați toate atribuțiile pe care inițial le-ați luat asupra voastră, să le delegați către reporter, redactor sau către personal tehnic de specialitate care să preia ceea ce la început făceați voi. Ăsta e primul cost și e cel mai important. Dacă nu aveți costul ăsta, dacă nu aveți timpul disponibil și sunteți angrenați în diverse alte proiecte, predați, aveți o redacție în care lucrați deja, etc., etc., e foarte puțin probabil să aveți timpul pentru a deschide un startup de presă. Dacă nu aveți această resursă la îndemână, foarte puțin probabil că noul startup va avea succes. Mai ales că startup-urile sunt strâns legate de numele fondatorilor, de numele celor care le pun pe picioare. Ele vin, încrederea publicului care se transformă în audiență vine la pachet cu numele oamenilor implicați. Dacă cei oameni implicați de la început n-au timpul să o facă, n-au timpul să stea de dimineața până seara pe acel site, să urmărească ce se întâmplă, să dezvolte articole, să dezvolte conținut, secțiuni noi și așa mai departe,
publicul va simți în cele din urmă lucrul acesta și probabil că totul se va termina cu un eșec, mai devreme sau mai târziu. Acum, în ceea ce privește costurile de funcționare, sunt costurile inițiale pe care trebuie să le luați în calcul și apoi costurile periodice, costurile lunare sau trimestriale sau semestriale. Costurile inițiale diferă foarte mult în funcție de suportul mediatic. Dacă vorbim de înființarea unei televiziuni clasice, o televiziune care se transmite pe cablu sau un radio clasic care se transmite pe cablu sau un ziar care se tipărește, costurile sunt mult, mult mai mari decât în cazul unei redacții online. Mai adevărat că în ultimii 10 ani, dar mai cu seamă 7 ani, 5 ani, și costurile de dezvoltare a unui produs, a unei publicații online au crescut și ele, dar în continuare sunt ceva mai scăzute decât în cazurile celelalte. M-aș referi aici, pentru că e ceea ce cunosc cel mai bine, m-aș referi la costurile pentru înființarea unei publicații online. Costurile inițiale sunt date de, în primul rând, de platforma de funcționare. Eu am avut două experiențe total diferite din acest punct de vedere. Experiența 1 a fost cu dezvoltarea unei platforme de la zero, o platformă dedicată, care a fost construită de o echipă de softiști foarte buni, și care a fost dezvoltată permanent în funcție de nevoile redacției, dar și de nevoile de departamentului de publicitate de la acel moment. Soluția asta este extraordinar de bună pentru că te ajută să îți pune în valoare creativitatea de ziarist, dar și creativitatea celor de la departamentul de vânzări. Te ajută să vii cu soluții, dar ea are un dezavantaj uriaș, costurile. Știu că și Republica Moldova, ca și România, are o industrie vibrantă de IT, cu foarte mulți dezvoltatori software, foarte mulți designer de online, dar reversul medaliei este că mulți dintre ei lucrează fie pentru companii străine, fie pentru companii autohtone, iar nivelul de salarizare, nivelul costurilor pentru dezvoltarea unor astfel de platforme a crescut exponențial în ultimii ani. Al doilea model pe care l-am trăit este acela al unei platforme gen WordPress, care poate fi customizată, poate fi adaptată la nevoile redacționale, și care are dezavantajul pe care îl cunoașteți poate unii dintre voi, și anume limitările tehnice, da? E o platformă deja existentă, are un număr de declinări, un număr de teme pe care le poți folosi, dar cumva rămâi în același ecosistem pe care foarte greu sau cu costuri destul de mari îl poți dezvolta. În schimb, avantajul uriaș este acela al costului inițial. Atunci când ai un startup și vrei să-l lansezi rapid și contează mai mult conținutul jurnalistic decât forma în care îl livrezi, o astfel de soluție este optimă. Rămâne, repet, la latitudinea fiecăruia dintre voi ce soluție utilizează, fiecare are plusurile și minusurile. Și asta e cea mai mare cheltuială inițială pentru lansarea unei publicații online. A doua cheltuială inițială este strângerea echipei, de ea se transformă într-o cheltuială permanentă. Pentru că ea, funcționarea echipei, la fel are costuri. Trebuie să reușești să aduci oameni care să aibă încredere în produsul tău, să o ia de la zero, să aibă încredere în inițiativa ta, să o ia de la zero, să-și părăsească posturile pe care le aveau înainte, unele dintre ele posturi ok,
în alte redacții și să vină să lucreze la startup-ul tău. Ăsta e un cost inițial, acela de a-i disloca, de a-i aduce din locurile respective, care se transformă într-un cost permanent lunar. Alte costuri inițiale pe care trebuie să le aveți în vedere este sunt sediul și dotarea lui cu cele necesare. Sigur că acum cu toții trăim în lumea online, iată avem această discuție din orașe diferite, din birouri diferite și așa mai departe. Cu toții am făcut presă în ultimul an și jumătate de la distanță, de acasă, dar vă spun din experiența noastră la G4 Media. Noi ne-am întors din martie la redacție pentru că riscurile lucrului de acasă, lucrului remote erau uriașe. Era riscul de deprofesionalizare. Ne lipseau discuțiile creative din redacție, de profesionalizare prin pierderea accesului la informații. Când stai acasă, greu te mai duci la întâlniri cu oficiali, cu surse, la conferințe de presă, conferințe, dezbateri sectoriale și așa mai departe. Există acest risc al deprofesionalizării. Ca atare, o redacție, eu cred că este, chiar și în această perioadă de pandemie, de criză și așa mai departe, cred că este esențială pentru un startup. Trebuie ca oamenii care fondează, care înființează această nouă instituție de presă să stea la oaltă, să schimbe idei, să schimbe, să aibă propuneri, să dezvolte produsul prin iterații. Unele dintre ele se dovedesc în timp corecte, altele se dovedesc eronate, dar nu poți să dezvolți un produs, nu poți să dezvolți o instituție media nouă fără colaborarea fizică. Așadar, închirierea unui spațiu sau cumpărarea, în cazuri fericite, a unui spațiu, dotarea lui cu mobilier, cu calculatoare, laptopuri, imprimantă, diverse alte lucruri de care are nevoie o redacție, de la papetărie până la mai știu ce ustensile trebuincioase meseriei noastre, reprezintă și ele un cost. Al treilea cost e dată de dimensiunea multimedia a produsului nostru. Dacă vrem ca publicația nou fondată să aibă conținut multimedia, ceea ce înseamnă imagini video, imagini foto, fișiere audio și așa mai departe, iarăși avem nevoie de o investiție inițială în camere de filmare, reportofoane, poate o masă de montaj, trepied și așa mai departe. Aici e nevoie de consultanță de specialitate din partea cuiva care cunoaște această dimensiune a comunicării. La fel, pe partea de multimedia, un alt cost inițial este cel al amenajării unui studio. Noi n-am reușit să facem acest lucru la G4 Media. Înainte, la Hot News, aveam un studio de înregistrări, dar din experiența noastră e bine să, ca în sediul pe care îl aveți, să aveți o astfel de cameră pe care să o puteți transforma într-un studio de înregistrări în care să puteți face interviuri, podcasturi și așa mai departe. Și asta reprezintă costuri inițiale pentru antifonarea camerei, pentru microfoane, lavaliere, masa de montaj, cum v-am mai spus, softuri pentru montaj și așa mai departe. Reprezintă iarăși un cost inițial. În principiu, cam astea sunt costurile inițiale. Sigur că există și situații fericite în care puteți investi finanțarea inițială și într-o mașină, să spunem,
care să vă ajute pentru transportul reporterilor, al redactorilor, pentru, dacă vorbim de televiziune, acolo deja lucrurile se complică, e vorba de un car de transmisii live, e vorba de amenajarea studiourilor, costurile, repet, pentru o televiziune sau pentru un radio cresc exponențial în comparație cu o publicație online. Toate aceste costuri fixe trebuie prevăzute din timp, din momentul în care ați luat sau sunteți pe cale să luați decizia de a înființa o publicație nouă. Toate astea trebuie să fie cunoscute. Multe dintre ele reprezintă costuri mari și s-ar putea să vă dea peste cap planurile dacă nu le-ați previzionat corect, dacă nu ați luat în calcul prețurile corecte sau măcar o estimare a acestor prețuri. Astea sunt costurile inițiale. După care vin costurile permanente, cele lunare. Și aici este, în asta stă arta supraviețuirii până la urmă. Vom avea costuri lunare permanente. Primul cost sunt salariile peste tot, presupun, în toate redacțiile voastre, în structura de costuri, dacă ne uităm, cea mai importantă, cea mai mare pondere în structura de costuri reprezintă costurile cu oamenii. Salariile, drepturile de autor, nu știu cum se numește în Republica Moldova această această notă. Cesiunea drepturilor de autor. Perfect. Drepturi de autor, contracte pe persoană fizică, PFA, cum sunt în România și așa mai departe. Repet, e vorba de structura de e vorba de costurile de personal. După care vin costurile tehnice. Și aici avem următoarele costuri. Abonamentele la agenții de presă pe care trebuie să le luați în calcul. Că aveți o agenție de presă, că aveți două, că aveți trei, esențial ar fi accesul la o paletă cât mai largă de agenții de presă, astfel încât să vă ușurați munca de zi cu zi, de minut cu minut din redacție. De ce? Pentru că în loc să alergăm noi ca ziariști după știrile pe care le dă toată presa, da? Cele care de obicei sunt pe agenții, ne folosim de acest instrument plătit, numit agenție de presă, pentru a pune pe site informația, repet, de zi cu zi, informația obișnuită, iar noi ca ziariști să ne concentrăm atenția pe informația exclusivă, pe analiza exclusivă pe care o aducem, adică acele porțiuni de conținut care fac diferența între noi și competitorii noștri. Deci, agențiile de presă reprezintă un cost lunar. Abonamentele foto, uneori și abonamentele video, reprezintă și ele un cost lunar la fel. Și aici fac o scurtă paranteză. Mare atenție la fotografiile luate de pe internet sau fișierele video luate de pe internet. Există această problemă. Noi înși ne-am pățit de câteva ori să descărcăm fotografii de pe conturile oficiale de Facebook ale unor personalități, imaginându-ne că sunt fotografii personale pe care le putem folosi cu atribuirea sursei, în mod evident, ca să descoperim ulterior că era vorba de fotografii făcute de fotografi sau fotoreporteri profesioniști care aveau drepturi de autor și pe care, ca atare, nu le puteam folosi decât plătindu-le. Și atunci, pentru a evita astfel de situații, cel mai bine e să aveți abonamente la agenții de agenții foto sau la bănci de imagini și să descărcați în felul acesta imagini. Evident, ar fi un lucru extraordinar dacă o astfel de instituție nouă de presă ar putea avea acces la abonamente de imagini video, așa cum au televiziunile deseori, furnizate de agenții internaționale, precum Reuters, APTN,
France Press și așa mai departe. Multe dintre ele furnizează servicii video și pentru online în anumite situații. Din experiența noastră vă spunem că e vorba de servicii extrem de scumpe pentru nivelul pieței din România. Sunt puține publicații din România care și le pot, care și le pot permite, dar e de dorit, e bine să știți că ele există și e de dorit ca instituțiile media pe care le, la care lucrați, pe care le gestionați, ar fi extraordinar de bine să se poată dezvolta atât de mult încât să aibă acces la, la aceste servicii. În tot cazul, sfatul meu este să luați legătura cu ele, să inițiați un dialog, să cereți o ofertă customizată pentru, pentru puterile și pentru capacitatea financiară a instituției pe care o, pe care o reprezentați și e posibil ca la un moment dat să ajungeți la o înțelegere care să, care să fie convenabilă pentru ambele părți. Aceasta este, face parte din, din costurile de din costurile periodice, costurile lunare. Alte costuri sunt cele tehnice. Hostingul de internet, găzduirea site-ului, ceea ce vorbeam mai, mai devreme în discuția cu Vitalie, costuri de design atunci când e nevoie de ele, costuri de dezvoltare a platformei, costuri de customizare a platformei și așa mai departe. Ele pot fi costuri, unele sunt costuri lunare, cum e hostingul, acela trebuie plătit în fiecare lună, altele pot fi transformate în costuri one time, să le spunem. Ai nevoie de crearea unei secțiuni noi pe site, ai nevoie de crearea unui unei noi identități vizuale și așa mai departe, plătești serviciile pe măsură ce le, ce le dezvolți. Un alt cost lunar este cel legat de echipa de vânzări. Și aici, iarăși, este o alegere. Lucrezi cu oameni de vânzări pe care să îi ai angajați angajați permanenți sau încerci să externalizezi și costurile astea așa cum, de exemplu, e o soluție să externalizezi costurile de contabilitate, costurile de hosting, costurile de dezvoltare IT. Aici, cred că răspunsul e undeva la, la mijloc. Noi am încercat ambele soluții. Pot să spun că funcționează toate în funcție de om, oamenii cu care colaborezi. Nu este o garanție faptul că ai un angajat, doi angajați, trei angajați la publicitate. Nu e o garanție a succesului, să-i spunem, comercial, așa cum nici apelul la o agenție de vânzări sau două agenții sau trei agenții sau intermediari de vânzări nu e o garanție a succesului. Cel mai mult depinde de oamenii cu care lucrezi, onestitatea lor și profesionalismul lor. Noi încercăm, ca regulă generală, să externalizăm cât mai mult din aceste costuri, să lucrăm pe bază de rezultate, pe bază de cerințe, astfel încât aceste costuri să le ținem, să le ținem cumva sub control. Deci asta e ca regulă generală, cu avantajele și dezavantajele lor. Iarăși din costurile pe care, care trebuie acoperite permanent sunt legate de comisioanele acestor echipe de vânzări sau agenți de vânzări sau angajați, dar ele nu ar trebui să reprezinte o problemă atâta timp cât ele sunt un procent din sumele pe care ele aduc. Deci cu cât aduc sume mai mari din vânzări, cu atât aceste comisioane, aceste procente cresc și ele proporțional și dacă sume mari aduse, atunci vă puteți permite plata acestor comisioane. Iarăși la capitolul de costuri care apar din când în când, sunt cele legate de dezvoltarea unor proiecte. Noi de-a lungul timpului am avut unele proiecte pe care nu le-am putut gestiona cu oamenii din redacție, oamenii pe care îi aveam la momentul respectiv și a trebuit să aducem colaboratori noi. Am făcut asta după ce am realizat un calcul al costurilor și beneficiilor, cât anume câștigăm din acel proiect, atât în termeni financiari, cât și în termeni de conținut nou și audiență
adusă de acest conținut și cât, cât ar reprezenta cheltuiala cu unul, doi sau mai mulți colaboratori care să ne ajute în furnizarea acelui tip de conținut. Trebuie să, să luați în calcul asta. Cu cât dezvoltați mai multe proiecte, cu cât dezvoltați produsul inițial mai mult, cu atât vor crește costurile și trebuie să știți lucrul ăsta, pentru că nimeni nu poate să își tot adauge la îndatoriri, la joburile de zi cu zi, proiect peste proiect peste proiect, pentru că la un moment dat nu le va mai putea duce. Cam acestea sunt costurile în mare. Dacă aveți întrebări sau curiozități legate de partea asta, vă rog. Cristian, mă gândeam acum la tot ce ai spus despre externalizare și faptul că încercați să țineți costul de bază pe care îl aveți doar pe echipa de bază a redacției, fără a crește resursa umană cu contabilitate sau IT. Noi avem aici un pic, cel puțin eu la Agora am altă experiență în care pentru noi a fost strategic să avem oamenii din vânzări, IT, și contabilitate la un loc, pe resurse umane. Mă gândeam dacă, vreau să te întreb dacă reușiți să economisiți sau să reduceți din costuri prin externalizare. Da, da, cu siguranță. Cu siguranță de-aia o și facem. Și nu doar că economisim bani, dar în același timp nici nu blocăm oameni într-un singur proiect. Noi am trecut de-a lungul timpului prin crize, cum a fost criza, de exemplu, criza financiară și economică din 2010-2012, și noi am învățat atunci ce înseamnă să faci reduceri de costuri și reduceri de personal. Și e o experiență experiență neplăcută, traumatizantă chiar. Și atunci, cumva, preferăm să nu ținem acești oameni care nu sunt esențiali, cel puțin în momentul ăsta. Nu sunt esențiali. Nu ar avea ce face la un job full-time la noi. Da? Nu și-ar justifica cumva încărcarea de muncă cu nevoile pe care le avem noi, și atunci să le dăm cumva libertatea să lucreze, să colaboreze cu mai multe entități, astfel încât dacă mai apare o astfel de criză la un moment dat, nu uitați că noi ne-am lansat în 2018, repet, într-o criză foarte puternică, într-o criză profundă în România, și am avut tot timpul în minte acest lucru, să protejăm oamenii cu care lucrăm, colaboratorii, partenerii noștri. Da? Ne-am gândit tot timpul, ok, ce se întâmplă dacă apare o criză, cum a fost cea din 2010-2012? Și atunci, asta e cumva și o măsură de protecție pentru acești partenerii noștri. Dacă se întâmplă ceva, o criză profundă, și noi nu mai putem să le plătim serviciile acestea, ei să aibă încă una, două, trei surse de venit. Și în felul ăsta, cumva e fair, e corect pentru toată lumea. Și atunci, ce cotă au serviciile externalizate, cele de suport, în bugetul vostru, și ce cotă au salariile, dacă iei bugetul pe ansamblu? Pe ansamblu, cred că serviciile externalizate sunt undeva sub 10%. Așa. Iar salariile și drepturile de autor, adică ceea ce cea mai mare parte a cheltuielilor noastre, sunt undeva la, probabil, la 70%. Și în rest mai avem chirii, mai avem abonamente la diverse agenții de presă, de foto și așa mai departe. Uh-huh. Am înțeles. Da. Deci cam grosomodo, cred că aici suntem. Da. Poți să-mi detalizezi un pic și cum faceți pe partea de contractarea jurnaliștilor de bază? Contractul de muncă, contract de... Contract de muncă. E contractul. Da.
Da, deci ziariștii de bază, noi respectăm legea tocmai dintr-un motiv foarte simplu. Unul la mână că noi, ăsta e mindset-ul nostru. Noi ca ziariști vorbim tot timpul despre respectarea legii, respectarea regulilor, așa că nu ne permitem nici prin cap nu ne trece să nu respectăm legea și regulile. Și atunci, cei care fac parte din grupul de bază al redacției, suntem angajați cu carte de muncă, suntem cei care lucrăm din redacție. E bine, în jurul nostru mai avem un grup de colaboratori care variază de la lună la lună, în sensul că uneori într-o lună un colaborator poate scrie 10 articole, în altă lună poate scrie un articol, în altă lună 15 articole. Repet, în funcție de disponibilitate, de subiectele pe care le aduce și așa mai departe, oameni care nu depind de redacție. Da? De cele mai multe ori e vorba de oameni din afara Bucureștiului, oameni care pur și simplu lucrează în alte orașe și care nu folosesc nimic din infrastructura redacției G4 Media. Cei sunt niște colaboratori ca la carte, care locuiesc în alte orașe, își folosesc propria infrastructură, telefon, mașină, dacă e nevoie, mijloc de deplasare, calculatoare, laptopuri, etc., etc., și care furnizează conținut pentru G4 Media. Alții sunt din București, dar la fel sunt în afara redacției G4 Media. Iar aceștia, cei mai mulți dintre ei, repet, care nu cei mai mulți, toți, care sunt în afara redacției și nu fac parte din redacția propriu-zisă, sunt colaboratori pe drepturi de autor. Dar cine gestionează și face planificarea bugetară? Ei bine, noi. Dar voi sunteți de bază jurnaliști, ziariști, exact, care scriu materialele. Așa este, așa este. Tocmai de aia avem nevoie de contabil care să ne ajute cu lucrurile astea, dar noi cumva, noi gândim în mare ce se întâmplă. Ok, uite, am vrea să dezvoltăm, de exemplu, secțiunea de engleză, da? De care am vorbit mai devreme. Pentru secțiunea de engleză ne facem calcul, ne-ar trebui măcar un om. Da? Ne uităm în costuri, ne uităm în piața muncii, cât ar costa. X lei sau X euro ar costa un angajat, un colaborator ar costa Y lei, o firmă de traducere ar costa Z lei. Da? Fiecare are un cost diferit, că poți, ai diferite modalități de a face conținut în limba engleză. După care ne uităm la venituri, ne uităm la cheltuieli, discutăm cu contabilul nostru și spunem, ne-am permite lucrul ăsta? Și zicem, uite, dacă lucrurile merg așa cum au mers în ultimele 6 luni, cu aceste încasări și aceste cheltuieli, nu ne permitem. Dar dacă lucrurile vor cunoaște o îmbunătățire și diferența între venituri și cheltuieli se mărește și putem să punem deoparte o sumă de, atunci putem să ne permitem fie un angajat care să facă lucrul ăsta și să stea în redacție 8 ore pe zi, fie un colaborator care să poată face lucrul ăsta din când în când în funcție de disponibilitatea lui, fără să avem un control complet asupra comportamentului, fie putem să facem un contract de prestări servicii cu o firmă de traduceri, căreia să-i cerem un anumit număr de articole și să ni le livreze într-un anumit timp. Deci, cam așa funcționează lucrurile astea. Adică suntem și ziariști, dar în același timp îndeplinim cumva și funcția de manager de proiect, dacă vrei, până la urmă. Adică avem ne folosim o emisferă a creierului pentru ceva, cealaltă emisferă a creierului pentru altceva, pentru că asta e antreprenoriatul de media până la urmă. Și trebuie de asta, de aici, și ceea ce spuneam mai devreme de resursa de timp de care ai nevoie, pentru că lucrurile astea, discuțiile astea,
de dezvoltare și așa mai. Nu putem să le facem în mijlocul zilei, da? Când se fac guverne sau apar crize sau se modifică codul fiscal sau codul penal sau legile justiției sau apare un dosar nou de corupție și așa mai departe. Nu ai timp să faci astfel de discuții. Dar când se termină programul, atunci ne punem deoparte și începem să ne gândim, ok, cum am putea noi să facem? Și asta se prelungește în timp și de asta vorbeam de disponibilitatea de timp, de costul de timp. E un cost mare, un cost uriaș pe care trebuie să ți-l asumi atunci când pornești la drum cu așa ceva. E un cost mare, un cost uriaș. Și repet, dacă nu există sprijinul apropiaților și sprijinul familiei, asta se transformă într-o problemă. Noi avem noroc în redacție cu familii care cunosc modul de funcționare a presei, fie au lucrat în presă sau știu ce înseamnă asta, fie s-au obișnuit de-a lungul timpului de altfel, știu din meseria noastră, de atâția ani în presă, că presa e unul din sectoarele în care rata divorțurilor, de exemplu, este una foarte înaltă. Și ăsta e unul din motive. Sunt foarte mulți ziariști care știu dimineața când pleacă de acasă, dar nu mai știu când se întorc. N-au un program predictibil ca un profesor, ca un angajat în administrație și așa mai departe. Unde ai un program predictibil, sigur, se întâmplă din când în când să trebuiască să faci ore peste program, dar în presă se întâmplă deseori lucrul ăsta. Ai o criză, un eveniment în desfășurare. Știți mai bine decât mine, nu trebuie să vă spun eu lucrurile astea. Și apar aceste tensiuni deseori în familie. De-aia e bine și e psihologic. Atunci când începi când dai drumul unei întreprinderi noi de presă, toată atenția ta trebuie să fie canalizată acolo. Toată atenția ta trebuie să fie focusată pe produs, pe articolele pe care le scrii, să fie bune, să fie corecte, să fie în exclusivitate, să facă diferența față de restul presei. Tocmai de asta ai nevoie de susținerea, de suportul familiei și al apropiaților. Nu e o vorbă în vânt. E un lucru de care realmente ai nevoie. Pentru că dacă îți apar tensiuni în mediul tău familial, ele te vor distrage ceea ce vrei să faci tu nou, să aduci o schimbare în media, să faci lucruri noi de calitate, de valoare. Bun. Dacă nu mai sunt întrebări legate de structura de costuri, aș vrea să trecem rapid. Cred că suntem un pic în întârziere. Dacă văd bine, ar fi trebuit să luăm o pauză. Rapid trecem la identificarea surselor de venit, urmând ca după aceea să luăm pauza aceea mai lungă și să detaliem cum funcționează aceste principale surse de venit. E ok așa sau facem pauza acum? Poate e mai bine să luăm pauza acum, Cristian. Eventual revenim la 16:05 și atunci le faci împreună deja. Înțeleg că este deja un domeniu, trecem la monetizare, la surse de venit. Perfect, așa facem. Atunci deci așa, colegi? Deci revenim la 16:05. Perfect. Mersi. Mersi. Trecem la partea de surse de venit, funcționarea lor, avantajele, dezavantajele, părțile bune și părțile rele, dar înainte de asta nu știu dacă apucaserăm să luăm întrebări la sesiunea precedentă, dacă mai există întrebări, dacă nu intrăm în temă. Ok. Intrăm în temă. Bun. Din experiența noastră, principalele surse de venit sunt următoarele. Publicitatea, reclama, hai să spunem în ordinea ponderilor. Subdiviziunea numită publicitate politică,
A doua este reprezentată, a doua sursă de venit e reprezentată de abonament paywall. A treia sursă de venit este reprezentată de proiectele speciale cu finanțare europeană de cele mai multe ori în cazul nostru, și a patra sunt donațiile de la cititori. Acum, v-aș propune să le discutăm pe rând. Prima și cea mai mare capondere în dezvoltarea instituțiilor de presă este publicitatea. Este instrumentul de bază prin care se monetizează majoritatea instituțiilor de presă și, până la urmă, este un semn de sănătate a presei, a pieței de presă, dar și a pieței de publicitate. Trebuie să înțelegem, sau în momentul în care aveți ideea, inițiativa înființării unei instituții media sau dezvoltați o instituție media, trebuie să luați în calcul modul în care le puteți îmbina pe toate sau pe unele dintre ele. Noi am încercat și la Hot News înainte și la G4 Media să combinăm o mare parte dintre ele. La G4 Media, de exemplu, noi am început prin a avea ca sursă exclusivă de venit, chiar la început, donațiile cititorilor. Așa ne-am lansat. Chiar în prima zi am anunțat că G4 Media este o inițiativă independentă care se bazează exclusiv pe donațiile cititorilor. Ăsta a fost modul în care am supraviețuit și am dezvoltat G4 Media până la un punct, de la care încolo am apelat și la proiecte speciale, tocmai pentru a dezvolta, pentru a diversifica conținutul, iar după aceea, cred că la un an și jumătate de la lansare, am apelat și la publicitate, tocmai în ideea de a dezvolta și mai mult site-ul și de a-l îmbogăți cu conținut nou pe care altfel nu l-am fi putut produce. Noi am refuzat de la bun început soluția conținutului plătit. Există o tendință, mai ales pe piețele consolidate din vestul Europei, dar și din America de Nord, Statele Unite, Canada și în Asia, în piețele dezvoltate din Asia, există acest curent al conținutului plătit. Și aici sunt mai multe moduri, fie abonament lunar, fie un anumit număr de articole pe lună pe care îl poți cumpăra, fie plata la articol. Te interesează două articole pe lună, plătești fix acele două articole pe lună. Noi, după discuții lungi în care am analizat exact ce vă spuneam la început, am analizat piața de presă din România, piața de presă din regiune, Cehia, Ungaria, Bulgaria, Slovacia, Polonia, adică piețe similare cu piața din România. După ce am discutat cu colegi de-ai noștri din alte redacții care au trecut prin această experiență a conținutului cu plata, am luat decizia să lăsăm tot conținutul la liber. De ce? Decizia a fost luată pe această cercetare de piață, pe cifrele din industrie și pe experiența celorlalți cititori, dar, mai important, pe dorința noastră de a face din G4 Media un produs accesibil tuturor. Dorința noastră ca ziariști, miza noastră, scopul nostru ca ziariști, e ca produsul nostru, adică articolele noastre, să fie citite de cât mai mulți oameni, să fie propagate prin social media, să fie linkuite, să fie discutate și citite. Având în minte această dorință a noastră de a fi citiți de cât mai mulți oameni, adoptarea unui model cu plată ne-ar fi încurcat profund.
Da, pentru că în momentul în care ai un articol cu plată, vi s-a întâmplat de nenumărate ori, probabil, să vreți să citiți un articol din Financial Times, de exemplu, sau din Wall Street Journal, sau din Telegraph, din Marea Britanie, sau din Le Monde, din Franța, și să nu puteți face pentru că e cu plată și atunci trebuia să plătiți. Ori acest lucru este o barieră în calea circulației informației. Dacă într-o piață așezată, democratizată, într-o piață media cu tradiție de decenii, poate chiar de secole, lucrul ăsta e perfect acceptabil, noi am spus că noi ne-am gândit, am considerat că într-o piață ca România să face acest lucru contravine scopului nostru inițial, anume acela de a da cât mai multor oameni posibilitatea să citească articolele noastre și modul în care noi reflectăm realitatea și analizăm realitatea. Mă întorc anul în care ne-am lansat noi, 2012, un an de criză profundă, când mare parte din presa românească era controlată politic prin bani de la guvern sau bani de la partide. Noi am considerat că e necesar ca noi să ajungem, să devenim o contrapondere la această presă sau la această parte a presei care avea conexiuni politice. Și atunci alegerea noastră a fost simplă. Repet, după ce am făcut și analize de piață și așa mai departe și am spus că tot conținutul trebuie să fie la liber. Pe de altă parte, iarăși din analiza noastră și din cercetările de piață pe care le-am făcut, dacă doriți să lansați o publicație de nișă, mai ales în zona economică sau care se adresează unor categorii foarte restrânse din zona economică, pe o anumită industrie sau pe orizontală dedicată, de exemplu, domeniului resurse umane în economie. Acolo, o publicație al cărei conținut să fie cu plată are o logică, pentru că vă adresați unor profesioniști cărora le furnizați un conținut specializat, un conținut cu multă valoare adăugată, pentru care foarte probabil va exista o disponibilitate mare de a plăti un abonament. La fel, în cazul în care decideți să lansați o agenție de presă, cum sunt în România, de exemplu, Ager Press sau News.ro sau Rador. Da? Sunt agenții de presă care furnizează servicii către un număr mare de abonați, alte redacții sau instituții sau chiar companii, și atunci modelul trebuie să fie în mod evident pe bani, pentru că furnizați acest serviciu contra cost. Acum, v-am spus care a fost gândirea noastră. De ce am ales noi să nu adoptăm un astfel de model de publicare pe bani, ci am ales ca tot conținutul să fie la liber. Și vom rămâne în felul acesta mult timp. Deci, dăm la o parte această sursă de finanțare numită paywall. Cine își dorește să adopte o astfel de sursă de finanțare, e o discuție separată. Acum, înapoi la sursele de finanțare pe care noi le folosim sau le-am folosit de-a lungul timpului. Publicitatea. Înainte de a vorbi despre publicitate în general, despre piața de publicitate în general, permiteți-mi să vă spun câteva considerații sau câteva lucruri pe care, atitudini pe care noi le-am adoptat față de publicitatea politică. Publicitatea politică este o felie din ce în ce mai importantă din piața generală de publicitate din România. Nu știu exact cum este în Moldova, dar în România s-a întâmplat următorul lucru. În urmă cu câțiva ani, pentru a determina partidele să nu mai caute finanțare ilegală prin diverse contracte sau condiționări ale unor contracte cu instituții de stat, statul român a decis să acorde de la buget, direct de la bugetul de stat, partidelor politice subvenții foarte mari. În momentul acesta, partidele politice din România, mai ales partidele parlamentare, primesc subvenții uriașe. De exemplu, cel mai mare partid din România a primit anul acesta, doar până în luna octombrie, 11 milioane de lei, doar din subvenții de la stat.
Este, reprezintă 2 milioane și ceva de euro. Da. Ceea ce este o sumă uriașă pentru că ea se adaugă contribuțiilor plătite de membrii de partid, se adaugă donațiilor făcute de diversi simpatizanți și așa mai departe. Ei bine, mare parte din aceste subvenții de la bugetul de stat sunt cheltuite de partide pentru reclamă și publicitate în presă. Același mare partid de care v-am spus mai devreme a cheltuit, potrivit unei analize făcute de colegii noștri de la ziare.com, a cheltuit cam 70% din această sumă de peste 2 milioane de euro pentru reclamă, publicitate și propagandă politică. Atenție! Vorbim despre un an fără alegeri, un an fără campanie electorală. Anul trecut, în care am avut două campanii electorale, sumele cheltuite de partide au fost uriașe. Întrebarea se pune în felul următor. Este o sursă legitimă de finanțare publicitatea de la partide? Noi am luat următoarea decizie. Să acceptăm publicitate electorală marcată ca atare cu pe publicitate marcată foarte clar, foarte evident, doar în campaniile electorale. De ce? Pentru că aceasta este logica unei campanii electorale, ca partidele politice să-și facă cunoscut programul de guvernare și candidații. Este o logică, oamenii trebuie, votanții trebuie să fie informați în legătură cu oferta partidelor. Și atunci am spus, ok, cât durează campania electorală? O lună sau două luni, în funcție de reglementări? Noi acceptăm publicitatea electorală. În afara campaniilor electorale, noi nu acceptăm publicitatea electorală. De ce? Pentru că nu are nicio logică politică și democratică ca un partid să-și facă reclamă în afara campaniei electorale. De ce? De ce ți-ai face tu reclamă ca partid după ce s-au terminat alegerile? Nu mai ești într-o competiție electorală, nu mai poți cere publicului să-ți aleagă candidații, nu are nicio logică. Și atunci suspiciunile ar fi că un partid poate folosi aceste sume pentru a influența conținutul editorial. De altfel, există o problemă reală în presa din România, pentru că, deși partidele politice cheltuiesc în afara campaniei electorale sume mari de bani pentru publicitate în presă, noi nu vedem pe televiziuni sau în ziare sau la radiouri, nu vedem marcat ca fiind articole publicitare sau emisiuni publicitare sau publicitate în timpul calupurilor. Deci, cumva banii aia ajung la instituțiile de presă fără ca noi cititorii sau telespectatorii să știm care este articolul sau emisiunea publicitară. Ceea ce înseamnă o formă de înșelare a încrederii electoratului, a încrederii auditorului. Deci noi am luat această decizie ca pe durata campaniei electorale să acceptăm publicitatea electorală pentru că are o logică perfect democratică, dar în afara campaniilor electorale să nu o acceptăm. În România mai există o sursă de publicitate de la partide, și anume publicitatea de la grupurile politice din sau parlamentari din Parlamentul European, care la fel au la dispoziție sume pentru sume de mari pentru a-și face reclamă, și acolo am adoptat aceeași conduită. În afara campaniilor electorale nu vedem de ce am acceptat noi publicitate de la partide, grupuri politice sau oameni politici. Deci aceasta este discuția despre publicitatea politică. Ea este legitimă atât timp cât suntem într-o campanie electorală. Problema care decurge din această opțiune pe care am luat-o și noi și alte publicații, nu suntem singura publicație din România care a luat această decizie, problema care decurge de aici este distorsionarea pieței. Că e simplu, probabil că ați trecut cu toții sau știți despre intuiți
despre ce e vorba. Atât timp cât eu refuz un anumit tip de venit, dar ceilalți jucători din piață îl acceptă, rezultatul e că veniturile celorlalți jucători din piață vor crește, ceea ce înseamnă că ei își vor permite să investească mai mult în conținut, să investească mai mulți bani în resursă umană, în reporteri, redactori, ziariști, și atunci ajungem la un astfel de dezechilibru care e până la urmă deranjant pentru noi, pentru că noi ne-am asumat să nu avem acces la acea resursă și ne uităm cum ceilalți își dezvoltă produsul cu acea resursă. Același lucru s-a întâmplat cu banii de la guvern. Anul trecut, Guvernul României, în timpul pandemiei, a luat decizia să împartă circa 200 de milioane de lei, undeva la 40-45 de milioane de euro în toată presa, pentru a ajuta presa. Pretextând că e vorba despre o problemă sistemică din cauza pandemiei. Noi ne-am uitat, am făcut calculele și am văzut că în presa centrală această nevoie nu există. Încasările din publicitate ale presei centrale nu au scăzut anul trecut în România, ba chiar în unele cazuri au și crescut. Și atunci a fost evident că de fapt e vorba de o încercare de cumpărare a bunăvoinței presei, pentru că erau două rânduri de alegeri. Alegeri parlamentare și alegeri locale pentru primari și șefi de consilii județene. Noi am decis să nu apelăm la acest ajutor, în timp ce multe dintre televiziunile, radiourile, publicațiile tipărite sau online din România au apelat. În fapt, din ceea ce știu eu, sunt în jur de 10 publicații sau 10 instituții de presă din România care au refuzat acei bani. Restul au luat toate. Iarăși, a fost un comportament, din punctul meu de vedere, care, din punctul meu de vedere, a distorsionat piața pe același model ca cel dinainte legat de publicitatea de la partide. Dar ce... Nu mă, te rog, dar ajutorul ăsta a pus condiționări editoriale într-un fel? Nu. Dar lucrurile funcționează și o știm de mult din piață. Lucrurile funcționează în felul următor. Atunci când o televiziune importantă primește un ajutor de peste 2,5 milioane de euro pe an, vă dați seama despre ce sumă e vorba, 2,5 milioane de euro. Cam care credeți că va fi comportamentul față de cel care a dat banii, adică guvern? Vă spun eu. Au închis ochii aceste televiziuni care au primit banii la aproape toate investigațiile pe care presa independentă le-a făcut despre licitațiile trucate de guvern, despre numirile de personaje dubioase făcute de guvern în diverse instituții sau în diverse companii de stat. Pe scurt, au avut o atitudine foarte prietenoasă față de guvern în cele două campanii electorale, o atitudine extrem de prietenoasă față de guvern, în condițiile în care presa, în general, este o contrapundere a guvernului. Este exact a patra putere a statului, care stă pe ochii, cu ochii pe guvern, să vadă cum cheltuiește banii, cum, exact ce faceți și voi, tot timpul. Da? Ori noi am văzut la lucru acest comportament. El vine de sus în jos, de la capii redacției, pentru că ei sunt cei care facturează, văd banii și așa mai departe, dar se duce până în jos, până la reporter, pentru că de multe ori un reporter, fără să vrea, se gândește, totuși, jobul meu, locul meu de muncă a fost securizat cu ajutorul acestor bani, acestor fonduri de la guvern. Da? Și atunci, de multe ori, intervine o autocenzură pe care nu mai poți împiedica. Acolo n-ai cum să te lupți. Dacă reporterul de pe teren vine și, deși are o informație importantă despre guvern, el alege să nu o mai trateze într-un articol sau nici măcar să nu mai împărtășească în redacție cu ceilalți colegi sau cu șefii și editorii lui. Se întâmplă lucrurile astea. Le-am văzut cum funcționează. Tocmai de aceea nu am vrut să facem apel la acești bani. Mai ales că, atenție, acești bani nu au fost condiționați nici măcar de păstrarea locurilor de muncă. Da?
Deci guvernul nu a spus, dragă G4 Media sau dragă Antena 3 sau dragă Realitatea TV, eu îți dau acest ajutor cu condiția ca tu să te angajezi că nu reduci niciun loc de muncă. Pentru că asta era problema. Pentru asta s-au dat banii. S-au dat banii pentru ca oamenii să nu-și pierdă joburile, să poată să-și facă meseria. Dar n-a existat această condiționalitate. Nu a existat nicio condiționalitate legată de calitatea muncii. Da? Să nu publicați știri false pe durata pandemiei, să nu faceți campanii antivaccin, să nu prezentați campanii de dezinformare legate de COVID și așa mai departe. Nu există nicio condiționalitate. Deci de ce să iau acei bani? Repet, în condițiile în care nu exista nicio nevoie reală în piață. Piața de media din România în 2020, anul trecut, a funcționat cu aceleași sume ca piața de media din România din 2012, înainte de pandemie. De ce? Din motive foarte simple. Oamenii au stat acasă mai mult și au consumat mai multă presă. S-au consumat, au crescut audiențele la televiziuni, la site-uri, la radio-uri. Foarte multe business-uri care erau offline, pe durata pandemiei, s-au transformat în business-uri online. Multe companii care au investit enorm în publicitate, în reclamă, pentru a-și informa clienții că au trecut în online, că se pot face comenzi online, că se pot face vânzări online, etc., etc. Deci piața de publicitate s-a diminuat foarte puțin. Audiențele au crescut. N-a existat o problemă reală, cu o excepție. Presa locală. Presa locală din România a fost extrem de lovită. A fost cea mai lovită, de fapt, pe durata pandemiei. De ce? Pentru că presa locală este dependentă, probabil ca și în Moldova, este dependentă de micile afaceri care s-au închis anul trecut pe durata pandemiei. E dependentă de saloanele de evenimente, nunți, botezuri, care își fac reclamă în presa locală. E dependentă de saloanele de coafură, frizerie, cofetării, pe scurt, micile afaceri din orășele, care au avut într-adevăr de suferit pe durata pandemiei. Și acolo, da, într-adevăr, era necesar un ajutor de la guvern, să spunem. Dar ce să vezi, cea mai mare parte a banilor în 2020 de la guvern nu s-au dus către presa locală acolo unde erau probleme. S-au dus către presa centrală, mai ales televiziuni, unde problemele erau extrem de mici. Deci tot mecanismul a fost extrem de distorsionat. Noi am ales să nu facem parte din acest mecanism, să nu apelăm la acești bani, considerând că e atitudinea corectă. Tocmai de aceea, revenind la situația în care aveți un startup, dați drumul unui startup, vă gândiți, trebuie să luați în calcul toate aceste scenarii. Ce faceți? Cum vă comportați cu banii de la partide? Cum vă comportați cu banii de la partide în campanii electorale, în afara campaniilor electorale? Ce faceți cu ajutoarele de la stat? Trei la mână. Încă o sursă de venit potențială. Sunt multe publicații din România sau, de fapt, trusturi de presă care furnizează servicii către instituții de stat, ministere, companii de stat și așa mai departe. Servicii precum monitorizare de emisiuni TV sau de monitorizare de rețele media, servicii chiar de consultanță și așa mai departe. Ori noi la fel am spus că noi nu vrem să lucrăm cu statul. Pentru noi statul e un client pe care nu vrem să-l avem. Nu vrem nici reclamă de la stat, nici să vindem servicii către stat, pentru că odată ce intri într-o astfel de relație de business cu statul, eu cred că, din punct de vedere editorial, pierzi pe termen lung. Da? Pentru că oamenii își vor pune întrebări. Dar cum ai câștigat tu contractul de monitorizare cu Ministerul Agriculturii, de exemplu? Pe cine cunoști tu acolo? Cine ți-a dat contractul respectiv? De ce trăiești? Adică întrebările pe care le punem noi acum ca ziariști, când vedem că o firmă, firma X, câștigă un anumit contract cu un minister și începem să căutăm, ok, ce știe să facă firma X? Are un istoric, firma X are o anumită reputație în piață, furnizează într-adevăr acele servicii, le furnizează la un preț corect, etc., etc., etc. Or, noi nu vrem să intrăm, să fim de cealaltă parte a întrebării.
Am încheiat capitolul legat de publicitatea de la stat și banii de la stat în general. Și acum aș vrea să discutăm un pic despre monetizarea prin publicitate în general. Repet, este practic cea mai sănătoasă metodă de monetizare, pentru că ea îți arată locul corect din piață atunci când ai decis ca produsul pe care l-ai, lansat să fie un produs de piață, care să trăiască din publicitate. Pericolul la în domeniul publicațiilor online este următorul. Să ajungi la un model de business unde veniturile din publicitate depind exclusiv de audiență, de numerele de accesări, vizualizări și clienți unici. Dacă o instituție de presă ajunge în acest punct în care depinde exclusiv de numere și nu de calitatea audienței, cred că pe termen mediu și lung este o fundătură. De ce? Pentru că înseamnă să fii dependent de un model în care aproape că nu mai contează calitatea audienței și implicit calitatea produsului tău, ci doar cantitatea. Cantitatea de clicuri pe care le produce site-ul tău, pe care tu le vinzi, clicurile vinzi către agenția de publicitate, agențiile de publicitate, care la rândul lor se duc către companii și așa mai departe. Acesta e marele pericol. Și el este alimentat de comportamentul unor furnizori de reclamă precum Google. Probabil că știți faptul că Google are o mare parte din piața publicității online. Cred că este și în Republica Moldova același lucru ca în România. O mare parte din companiile care își fac reclamă pe internet își canalizează bugetele direct către Google și Facebook. Mai sunt și alte rețele sociale. Nu știu dacă în Republica Moldova celelalte rețele sociale mai iau din aceste bugete. Nu știu care e situația. În România, Google și Facebook. Ele iau cea mai mare parte. Și întorc către presă, după ce pun își iau comisioanele lor, întorc aceste reclame la prețuri derizorii. Aici este acest pericol al căutării audienței cu orice preț. Dacă intri în această moriște... Vă rog. N-am auzit. Sergiu, ai o întrebare? Sau microfonul probabil era deschis. Continuăm. În regulă. Ajungi într-o situație care se numește hamsterul în rotiță. Probabil că știți imaginea aceea hamsterului care aleargă în continuu într-o rotiță, fără început și fără sfârșit. Așa se va întâmpla și în situația asta vom ajunge dacă ne bazăm exclusiv pe acest model de business. De ce? Pentru că ca să mai dezvoltăm o secțiune nouă, un produs nou, să spunem secțiunea de sport. Vrem să ne dezvoltăm secțiunea de sport. Noi va trebui să generăm o audiență suficient de mare, un număr suficient de mare de clicuri, încât să putem plăti salariul unui angajat pe sport sau a doi angajați pe sport, a trei angajați pe sport, ceea ce înseamnă un număr tot mai mare de clicuri, un număr tot mai mare de articole care nu vin neapărat din calitatea produsului, ci din cantitate, din număr. Eu cred că trebuie să existe o abordare mai complexă, și anume, atunci când îți creezi strategia de vânzări, să mergi în piață și să spui că nu vinzi doar audiență, ci și calitatea audienței și a produsului tău.
Asta este unul din cele mai complicate lucruri pe care le facem zi de zi. Le făceam și înainte la Hot News, le facem și acum la G4 Media. Nu eu. Eu nu mă ocup de vânzări, nu mă ocup de strategii, de marketing și așa mai departe. Sunt redactor și vorbesc de echipa G4 Media împreună cu oamenii noștri de la vânzări, consultanții și așa mai departe. Încercarea de a ne poziționa tot timpul premium și de a ține un nivel al prețurilor care să ne, unde piața să ne considere un produs premium, un site în care să vrea să cumpere reclamă nu doar pentru numere, pentru a-și îndeplini, pentru a atinge cantitatea de click-uri sau celelalte KPI-uri, cum le numesc ei, ci și pentru a fi prezenți într-o publicație care e dezirabilă. Într-o publicație unde vor să apară pentru calitate, pentru că au încredere în calitatea produsului, în calitatea articolului. Ori asta se obține încă de la început, de la lansarea produsului, printr-un conținut de calitate. Conținut de calitate înseamnă informație exclusivă și credibilă, înseamnă analiză pe care nu o găsești în altă parte, înseamnă editoriale corecte și care îți, opinii editoriale corecte, care îți prezintă situația așa cum este, dezbrăcată de orice influență, interviuri exclusive, anchete și investigații care nu țin cont de niciun tabu. Nu ocolesc niciun partid politic, niciun om politic, nu ocolesc niciun minister, nicio instituție de stat și așa mai departe. În momentul în care ai poziționat produsul de la început așa și continui zi de zi, lună de lună, an de an, să-l furnizezi în felul ăsta, ținând un nivel premium, atunci te poți duce cu încredere în piața de publicitate să te prezinți ca un produs premium care nu acceptă doar prețuri legate de cantitate, ci pune mare preț pe calitatea produsului pe care îl furnizează. Eu cred că asta este până la urmă miza oricărei instituții de presă, să își găsească un loc în piață unde să fie cotată la adevărata valoare. Pentru că se mai întâmplă următorul lucru. Dacă intri în piață de la un nivel foarte jos, crezând că vei crește ulterior încasările sau poziționarea, e foarte greu de făcut acest lucru. Odată ce te-ai poziționat foarte jos, e aproape... Nu imposibil, dar este foarte improbabil să urci cu tarifele de publicitate, să urci cu poziționarea ta în piață la nivelul la care ți-ai dorit tu să ajungi. Tocmai de aia începutul este esențial. Așa cum ai dat semnalul de la început, așa vei merge mulți ani. Durează foarte mult să te rebranduiești, să-ți schimbi politica de vânzări, să-ți crești prețurile, să-ți crești tarifele și așa mai departe. Asta este o întreprindere aproape imposibilă, mai ales pentru o publicație independentă. Să spunem că un trust poate reuși să facă lucrul ăsta. Un trust care are o finanțare solidă, pe ani de zile asigurată, care își poate permite o campanie de rebranding, o campanie de reașezare, de repoziționare în piață, o poate face. O publicație independentă însă foarte greu își poate asuma aceste costuri. Extrem de greu. Revin, este esențial modul în care așezați publicația pe piață de la prima ediție, de la prima zi de apariție. Apoi, după ce v-ați făcut politica de prețuri, după ce ați analizat piața, vedeți unde este concurența, unde se așează, trebuie să găsiți acea regie de publicitate cu care să lucrați, un partener de încredere care știți că are o reputație bună în piață, care are o
relație foarte bună cu mediul de afaceri și care vă poate furniza aceste venituri bazate, repet, pe cele două constante. Una este prestigiu, calitatea, a doua este audiența. Sigur că degeaba ai prestigiu excepțional dacă n-ai niciun fel de audiență. Nu se poate face. Ele trebuie echilibrate tot timpul. În ceea ce privește reclama propriu-zisă, există tabuuri, există reclame inacceptabile. Pentru noi, da, sunt multe campanii pe care le-am refuzat de-a lungul timpului aici. Fiecare instituție de presă își face propria ei politică. De exemplu, nu acceptăm campanii la produse din tutun sau produse de fumat, noile dispozitivele, știți, cele de vaping, de care nu se aprind. Nu acceptăm reclamă la pariuri. Asta este un flagel în societatea din România, nu știu cum este în Republica Moldova, dar în România este efectiv un flagel și noi nu vrem să încurajăm acest lucru. De publicitatea politică am vorbit și mai sunt și alte, sunt unele campanii civice, de exemplu, care se promovează pe net și uneori când avem semne de întrebare legate de finanțarea acelor campanii civice, alegem să nu le promovăm pe site-urile noastre. Aici, iarăși, fiecare instituție media își face propria socoteală, își pune propriile linii roșii și așa mai departe. Următoarea sursă de venit sunt proiectele speciale, dar care sunt proiecte publicitare speciale. Și anume, să spunem că eu mi-aș dori foarte mult să deschid o secțiune legată de schi. Schiul în România, mai nou, este o pasiune pentru tot mai mulți oameni, pe măsură ce a crescut nivelul de trai. Oamenii au acces la echipamente de schi care nu sunt deloc ieftine, au acces la pârtii de schi cu tot ce înseamnă lucrul ăsta și mi-aș dori să spunem că am identificat ca manager de presă o nișă pe care aș vrea să o acopăr, dar din păcate nu am resursele financiare de a susține o astfel de secțiune nouă și atunci discutăm cu colegii de la vânzări și întrebăm dacă putem găsi un partener comercial care să poată susține o astfel de secțiune. E un exemplu complet nereal, fix cu titlul de exemplu. Și atunci cei de la vânzări, agenția de vânzări și așa mai departe, merg în piața de turism sau în piața de echipamente sportive și încearcă să găsească un parteneriat care să susțină o astfel de secțiune. Care secțiune va fi marcată ca atare? Este susținută de companie X care vinde schiuri și atunci cititorii știu foarte clar că știrile despre campionatele de schi, despre pachetele de cazare și așa mai departe din stațiunile românești sau bulgărești sau austriece sunt prezentate în cadrul acestei campanii care e susținută de o companie care furnizează echipamente de schi. Asta e ceea ce generic numim proiecte speciale și care au o durată de obicei limitată în timp. O lună, trei luni, șase luni, un an, depinde de înțelegerea inițială. Pe lângă acestea mai există proiectele editoriale care nu sunt condiționate de o finanțare privată, ci sunt susținute prin proiecte câștigate de asociația noastră cu finanțare fie de la Comisia Europeană, Parlamentul European sau alte organisme donatoare, ONG-uri, asociații internaționale care susțin de obicei
jurnalismul de investigație. Astea sunt proiecte pe care le pregătim din timp și care aduc un anumit tip de conținut pe care noi ni-l dorim foarte mult și ne oferă resursele de a genera, pentru a genera acest conținut, dar despre ele vom vorbi mai pe lung, mai pendelete în următoarea secțiune. Așa că dacă avem întrebări, dacă aveți întrebări legate de ceea ce am discutat până acum, vă rog, le aștept cu plăcere. Aș vrea mult să te rog dacă ai putea acum să ne dai niște link-uri la proiecte speciale făcute pe G4 Media. Încerc să-mi aduc aminte. Să văd care da, dacă ți-aduce aminte repede, acum să ne dai pe... A fost cel legat de Olimpiadă, de Jocurile Olimpice, din vara asta de la Tokyo, care a fost susținut de, cred că de BCR. O secundă să verific. Și după ce primim linkul ăsta, dacă poți să ne povestești un pic cum a avut loc procesul ăsta de vânzare a proiectului special, cine se ocupă de asta, adică de unde începe? De la o idee din redacție, implementare, vânzare sau întâi vânzare și după asta implementare, cum ați făcut tot procesul? Imediat să găsesc secțiunea pentru că eu... Da, din păcate, am găsit secțiunea, dar ea nu mai are brandingul de la BCR, pentru că contractul s-a încheiat exact atunci. Deci, practic, n-am ce să vă arăt, sunt niște articole, la fel ca orice alt articol din G4 Media. O să încerc să văd dacă secțiunea în sine mai poartă vreo urmă acelui branding. Și o să vă dau articolul, pentru că ideea care e? Acest proiect special a avut o durată foarte clară, de la începutul Jocurilor Olimpice până la sfârșitul Jocurilor Olimpice. Atât timp s-a afișat brandingul secțiunii făcut în parteneriat cu sponsorul, cu BCR, repet, cred că BCR a fost. Acum cum a venit ideea, a venit din ambele părți. Noi am spus, ok, noi ca redacție, o să generăm o cantitate mare de informație pe durata Jocurilor Olimpice, pentru că e un eveniment interesant și important, iar un partener, o agenție de publicitate cu care lucrăm, care unul din partenerii noștri, a venit cu clientul, BCR, repet, care a spus nu ați vrea să fim noi cei care susțin această secțiune și atunci s-a ajuns la o discuție care a durat foarte puțin și am implementat proiectul ăsta special. Avem și o întrebare pe chat. Da, am văzut-o. Ce șanse are o ediție locală să realizeze un proiect special când agenții economici locali mari nu sunt? Nu, da. Aici, într-adevăr, este o problemă și mai ales pe durata pandemiei, exact cum vă spuneam, și în România a fost această problemă
uriașă. Pe de altă parte, am observat din experiența colegilor noștri din presa locală, v-am spus că noi lucrăm cu o serie de corespondenți locali din marile orașe din România, am observat că există totuși această disponibilitate a unor companii locale, repet, companii, nu primărie, nu Consiliul Județean, nu Consiliul Local, nu instituție de stat, doar companii private, a existat această disponibilitate de a crea diverse produse speciale care să pună cumva în valoare ambii parteneri, și ziarul sau publicația locală și firma respectivă. Iar unul din modurile în care am observat că funcționează aceste proiecte speciale pe durata pandemiei sunt conferințele. Mai ales pe durata pandemiei, multe companii private au descoperit ceea ce folosim noi acum, da, instrumentele acestea de conferință, au descoperit că pot intra în legătură cu publicul lor, cu clienții lor sau cu potențialii lor clienți în acest fel. Și au existat proiecte speciale în presa din România în care o publicație locală, ziar sau televiziune locală sau radio local, au organizat astfel de conferințe susținute financiar de firme mai mari sau mai mici din respectivul oraș sau din respectiva regiune, prin care au pus cumva la oaltă companiile cu clienții lor care nu se mai puteau întâlni fizic. Au organizat diverse dezbateri legate de serviciile acelor companii, repet, toate marcate cu publicitate, vândute ca atare, ca fiind articole publicitare sau articole sau conferințe susținute de partenerul privat respectiv, respectând toate regulile meseriei fără niciun fel de problemă. Ideea e că pandemia asta ne-a forțat pe toți, sunt convins că și pe voi, să ieșiți din modul clasic de funcționare, cel pe care îl știam de atâția ani, și să tot încercăm să găsim soluții. Sigur că din 10 soluții pe care le-am gândit, 9 au fost proaste. Dar una, până la urmă, s-a dovedit bună. Am tot încercat până când a funcționat. Ori, până la urmă, vedeți, eu nu sunt un om de vânzări, nu sunt manager de firmă clasic. Eu sunt un redactor șef care se ocupă de conținutul de pe G4 Media. Dar și eu aud, ca ziarist, diverse lucruri. Sunt sensibil la mișcările, la tendințele din societate, că până la urmă asta e meseria noastră, să înțelegem societatea, să vedem schimbările, să vedem noile trenduri dintr-o societate. Și am văzut că lumea se mișcă într-un sens sau în alt sens, că încearcă să iasă din marasmul ăsta economic, din criza asta economică, făcând tot felul de lucruri. Ori asta le-am spus colegilor noștri de la vânzări, de la marketing și așa mai departe. Adaptați-vă la piață. Nu rămânem cu ceea ce știam noi să facem de acum 10 ani, când lumea se schimbă în jurul nostru. Dacă vedem că firmele private au nevoi noi, haideți ca instituție de presă să aflăm care sunt nevoile astea noi. De-aia spun că sigur că e mult mai greu în local să găsești astfel de soluții, dar eu sunt convins că și firmele private din local, din mediul local, au nevoi pe care și le pot atinge cu ajutorul unor proiecte făcute de publicațiile locale. Repet, cea mai mare problemă acum a firmelor private este să intre în legătură cu clienții sau cu potențialii lor clienți, să descopere noi clienți. Ori online-ul e locul în care pot să facă lucrul ăsta. Deci genul de conferințe, de evenimente online în care să-i pui la un loc fie o companie privată sau un grup de companii private care se asociază, să-i pui la un loc cu posibilii lor clienți, eu cred că se poate face la nivel local, oricât de mic ar fi el. Elena, sper că a fost util răspunsul meu. Mulțumesc mult!
Da, eu aș avea, Cristian, o întrebare mai generală legată de statutul, să zic așa, întreprinderii media pe care o gestionez. Da. Înțeleg că ați optat pentru organizație non-profit, organizație, da, să zic așa, societății civile. Care ar fi avantajele și dezavantajele unei astfel de societăți în comparație cu una de profit, să zicem, un SRL, o societate comercială? De ce ați mers pe această variantă și cum vă ajută să dezvoltați și să mențineți această mass media? Dalie, răspunsul e din întâmplare. Noi când am luat decizia să plecăm de la Hot News în martie 2018, nu aveam o idee foarte clară despre ce vrem să facem. În schimb, aveam un ONG care se numește Asociația Grup 4, Group for Mid, Group for Freedom and Democracy, pe care îl înființaserăm cu un an înainte. Eram patru colegi din presă care am văzut asaltul guvernului, partidului aflat la putere atunci asupra presei și răspunsul asupra presei independente și răspunsul mai degrabă slab al societății. Și am spus că n-ar strica să ne asociem într-un ONG, într-o asociație care să cumva să apere ziariștii care au o problemă în sensul ăsta. Și am zis, ok, eram patru amici din presă, să ne facem un ONG ca să putem reacționa dacă cumva se întâmplă să fim puși în situația de a ne apăra în fața unor abuzuri. În momentul în care am decis să plecăm de la Hot News, nu aveam un plan foarte bine pus la punct și atunci eu, împreună cu Dan, colegul meu, i-am rugat pe ceilalți doi membri ai acestui ONG, acestei asociații, să ne cedeze nouă asociația ca să putem să lucrăm și să scoatem un site. Pentru că avea deja un început de site care se numea G4 Media și atunci așa a apărut G4 Media. El, de fapt, era site-ul inițial al unei asociații care n-avea neapărat legătură cu presa sau nu era făcut pentru presă. De aici și numele de G4 Media, despre care ne întreabă foarte multă lume. Asta este. Eram inițial un grup de patru care am făcut un ONG și pe care noi ulterior l-am luat și l-am transformat în ce este acum G4 Media. Cum ne ajută, cum ne încurcă? El ajută pentru că, iată, cu el putem să aplicăm la diverse finanțări pe care se adresează organismelor societății civile, ONG-uri, asociații, fundații și așa mai departe, și putem să dezvoltăm aceste proiecte, putem să atragem genul ăsta de finanțări împreună cu alte fundații, asociații, cum avem de exemplu acum un proiect împreună cu Freedom House din România. În principiu, cam ăsta e motivul. În același timp, de exemplu, pentru Economedia, site-ul de economie, specializat pe economie pe care l-am deschis la începutul anului, acolo, nefiind vorba de o inițiativă a societății civile, acolo el merge pe o firmă, pe o companie, pentru că se ocupă de cumva cu totul și cu totul alt domeniu. Pe când noi avem în domeniul de activitate al nostru apărarea democrației, apărarea statului de drept, adică sunt lucrurile, apărarea breslei a jurnaliștilor, sunt lucruri despre care noi scriem constant, care sunt în preocupările noastre tot timpul. Ăsta e conținutul nostru editorial de bază până la urmă. Da, probabil că depinde de la țară la țară, specificul unor activități media în baza unor organizații neguvernamentale. Întrebarea mea este, nu știu care este situația la Chișinău, atunci când vine vorba de niște parteneriate, așa cum ați spus că ați dezvoltat cu mai multe societăți comerciale din România,
cum se raportează activitatea unei organizații non-profit cu diferite proiecte de publicitate, proiecte lucrative cu diferite organizații, cum ar fi bănci, întreprinderi comerciale, această conexiune care probabil ține și de raportare la instituțiile statului. Păi, atât timp cât conținutul nu are, nu, cât aceste parteneriate duc la întărirea conținutului și la dezvoltarea conținutului nostru de bază, ăsta e scopul lor până la urmă, da? Adică cu sumele pe care le obținem din publicitate, noi tot timpul le investim în aducerea de noi colaboratori cu care să ne mărim numărul de exemplu, de investigații. Da? Noi ținem foarte mult la zona de investigații și venim tot timpul cu colaboratori noi, cu oameni noi sau cu oamenii, colaboratorii deja extens pe care putem să-i plătim pentru mai multe investigații pe care le realizează. Cu proiecte la fel dedicate, cum este acest proiect legat de urmărirea modului de cheltuire a fondurilor europene. Ăsta e la fel, un jurnalism de investigație pe care noi îl urmărim constant și tot timpul vrem să ne mărim resursele pentru a face acest tip de jurnalism. Ăsta e scopul în care facem aceste parteneriate sau scopul în care am introdus reclamă pe G4 Media. Pentru că altfel, dacă fără acest tip de venituri, am fi rămas cantonați într-o arie foarte restrânsă și efectiv nu puteam să ne dezvoltăm mai mult decât eram la început. Am la început o echipă de 2 oameni, 3 oameni cu câțiva colaboratori și rămâneam la același număr de articole. Ori noi am avut constant o presiune a publicului care ne spunea, dar de ce nu scrieți, de exemplu, despre mafia pădurilor? De ce nu scrieți despre mafia de la Ministerul Sănătății, despre modul în care sunt furați banii de măști și de articole sanitare pe perioada pandemiei? De ce nu abordați și domeniul licitațiilor de armament, care e o chestiune extrem de importantă în România? De ce nu abordați mafia licitațiilor din proiectele de mare infrastructură? Autostrăzi, drumuri expres, căi ferate și așa mai departe. Sigur că atunci când există această presiune, trebuie să cumva să ai mijloacele și capacitatea de a face acest lucru. Ăsta e motivul. Noi ne-am crescut constant. De exemplu, noi am ajuns la dacă la început numărul de articole pe site era undeva la 15 articole pe zi, la început, da, cam grosomodo 15, 18, 20 de articole, acum am ajuns undeva la 100-120 de articole pe zi, adică e o creștere de 10 ori a numărului de articole în 3 ani, ceea ce e un efort enorm, uriaș pentru noi. Iar cea mai mare parte a acestui conținut e un conținut propriu. Sunt propriile noastre știri, propriile noastre informații, investigații, comentarii, analize, interviuri și așa mai departe. Înțeleg că actualul profil al G4 Media vă permite atunci surse diverse, inclusiv din proiecte ale unor organizații care finanțează fundații, plus publicitate. Ca să mergem dincolo, la Economedia, cât de deschise sunt organizațiile internaționale, fundațiile, pentru a colabora cu un agent economic? Nu, acolo nu am făcut astfel de proiecte. Acolo ăla este un site care trăiește exclusiv din piața de publicitate. Acolo nu există colaborări din astea pe proiecte, fundații, organizații și așa mai departe. Nu este rostul lui. O concluzie ar fi, și am să te rog să-mi spui dacă am dreptate, că statutul de organizație non-profit permite mai multe surse de finanțare decât, să zicem, una cu profit. Nu, nu m-am gândit la asta. Cred că și o organizație de tip companie poate să apeleze la
poate să intre în proiecte, sigur poate, n-am nicio îndoială, doar că noi nu ne-am gândit la asta, adică n-am luat în considerare așa ceva. Am zis că acea publicație care este economică trebuie să aibă un alt tip de comportament în piață, că e o publicație de nișă până la urmă. Adică ea nu se adresează, nu are ca scop până la urmă apărarea statului de drept, valorilor democratice și așa mai departe. Ea are nișa ei legată de economie, sigur, funcționarea companiilor de stat și așa mai departe, dar e din alt film, ca să zic așa. La nivel de raportare a, să zic așa, situației financiare la stat, care este mai, formă este mai dinamică, cea non-profit sau cea profitabilă? Sau aici probabil că ține de alt departament. Aici ține mai degrabă de contabilitate. Nu m-am lovit de asta, dar nu cred să fie diferență. Adică știu că și la asociații, la ONG-uri și la firme, cel puțin din activitatea mea ca ziarist, care se ocupă și de, de legislația care se aplică, cred că sunt aceleași tipuri de raportări care trebuie făcute, raportări legate de raportări pentru fisc, ANAF, cum se spune la noi, raportări pentru oficiul de luptă împotriva spălării banilor, raportări legate de inspecția de muncă și așa mai departe. Cred că sunt aceleași, nu văd să fie mari diferențe aici. Ok, mai sunt alte întrebări? Avem o muzică frumoasă. Cred că putem merge mai de continuare sau ai nevoie de pauză, Cristian? Aș avea nevoie de o pauză de 2 minute, dacă se poate, și revenim cu partea a patra. Ok. Mersi. Da, putem. Cum aș vrea să detaliem un pic capitolul acesta de proiecte editoriale speciale, sunt cele proiectele pe care le depunem pentru finanțare la diversi parteneri instituționali, repet, Comisia Europeană, Parlamentul European, am avut de exemplu un proiect chiar la începutul G4 Media împreună cu un alt ONG din România care a fost finanțat de cred că tot de Comisia Europeană, apoi chiar la început primul proiect a fost finanțat de o asociație de asociații din România, altul a fost tot așa într-o coaliție de ONG-uri și asociații finanțat prin fondurile norvegiene din România. Nu știu dacă ele funcționează și în Republica Moldova, genul ăsta de finanțări venite de la guvernul norvegian. Acestea sunt proiecte pe care noi le derulăm încă de când eram la Hot News, și acolo Hot News era firmă, Vitali, apropo de întrebarea ta. Deci acolo Hot News funcționa ca era un
societate comercială, deci nu era o asociație și putea să deruleze acest tip de proiecte. Deci n-au, n-are, n-are legătură neapărat cu forma de organizare, ci cu scopul în care funcționează acea instituție de presă. Și astea sunt proiecte pe care noi, pe care noi le căutăm de obicei că astfel încât să ne ajute în extinderea, în dezvoltarea conținutului pe care noi vrem să-l facem, dar pentru care nu avem suficiente resurse. Și de obicei e vorba de jurnalismul de investigație, pentru că așa după cum știți, cel mai scump tip de jurnalism este jurnalismul de investigație. De ce? Un om, un reporter care face o investigație știe exact când o începe, dar nu știe niciodată când o termină. Pentru că depinde de o sumedenie de factori pe care nu îi poate controla. Durata răspunsurilor de la autorități, timpul în care poate confirma o informație extrem de importantă și care i-a venit pe surse, timpul necesar pentru a urmări și identifica circuitul financiar al unor bani despre care bănuiește la început acel ziarist că sunt bani negri sau bani gri și așa mai departe. Deci, pe scurt, jurnalismul de investigație este specia de jurnalist care, care înghite cele mai multe resurse, mai precis resurse de timp. Ori noi, din moment ce ne-am lansat, fără să avem, repet, un finanțator mare, un sprijin, am căutat genul ăsta de proiecte care să ne ajute să aducem mai mulți colaboratori sau să ne putem permite să plătim mai bine colaboratorii exact pentru acest gen de proiecte. Și acum vă dau primul exemplu, primul astfel de proiect pe care l-am făcut imediat, cred că la 3 luni sau 4 luni după ce am lansat G4 Media. Una din principalele mele preocupări ca ziarist a fost modul în care fostul primar al Bucureștiului a direcționat sume uriașe de bani către clientela politică de partid prin intermediul a 20 de companii pe care le-a înființat Primăria Bucureștiului. A fost un fapt nemai întâlnit în România ca o primărie să-și facă, nu 20, 24 de firme. Deci toate erau cu capital social de la primărie, adică din bani publici. Și la toate s-a întâmplat următorul fenomen. Au angajat în conducerea executivă, consilii de administrație și așa mai departe, clientelă politică, apropiații partidului din care făcea parte primarul și majoritatea din Consiliul Local, unul la mână, pe salarii enorme, doi la mână, dând salarii enorme, nejustificate, au distorsionat piața muncii. În ce sens? Una din aceste firme era firmă de construcții, care ar fi trebuit, în teorie, să construiască marile proiecte de infrastructură din București. Ca să vă imaginați, a ajuns să dea salarii de 3.000 sau 4.000 de euro unor muncitori, care în mod normal, simpli muncitori constructori, care în mod normal, în companiile normale, aveau salarii de 1.200-1.500 de euro. În momentul în care tu vii și angajezi câteva sute de muncitori pe care iei de la restul companiilor private și le dai salarii duble, uneori chiar triple, doar pentru faptul că sunt apropiați de partidul respectiv, asta provoacă o distorsiune în piață. Iar al treilea lucru pentru care am fost preocupat de acest fenomen, de aceste companii, a fost faptul că ascundeau licitațiile publice. De exemplu, o companie de construcție avea nevoie de utilaje. Tractoare, camioane, excavatoare și așa mai departe. Pentru că nu mai erau cumpărate direct de primărie, care e obligată să organizeze licitații, aceste firme au cumpărat utilajele, servicii și așa mai departe, fără să facă niciun fel de licitație. Și atunci simțeam nevoia să ne ocupăm în mod special de acest subiect. Doar că, repet, nu aveam suficiente resurse să alocăm pentru 24 de companii. Fiecare din aceste companii făcea în fiecare lună noi angajări, noi licitații, noi contracte, etc. Și am găsit un proiect finanțat de o organizație, de o asociație de ONG-uri din România, care ne-a finanțat acest proiect timp de 6 luni sau 10 luni, nu mai știu exact cât, și am reușit cu
finanțarea obținută de la, de la această asociație, să plătim colaboratori care s-au ocupat exclusiv de această, de această problematică. A fost un conținut nou pe care nu-l mai avea nimeni din, din piața din România și ca dovadă că a fost un conținut valoros, apreciat de public, pe lângă audiența pe care a făcut-o, mai multe alte publicații, majoritatea independente, au început să acorde atenție acestei probleme, ceea ce a făcut ca chestiunea companiilor municipale să devină o chestiune esențială în campania electorală pentru Primăria București de anul trecut. Deci am reușit să punem un subiect de mare actualitate pe agenda publică, folosind o astfel de finanțare, altfel nu cred că ne-am fi permis să facem o astfel de, să producem un astfel de conținut sau am fi produs mult, mult, mult mai puține. Un al doilea proiect finanțat de data aceasta de Comisia Europeană într-un parteneriat de mai multe instituții media, cu mai multe instituții media, a fost modul în care România a cheltuit fondurile europene de coeziune. Acele fonduri europene destinate dezvoltării comunităților locale. Apropo de ce vorbeam mai devreme, în felul ăsta am reușit la fel să aducem un conținut pe care altfel nu ni l-am fi permis, să mergem în cele mai îndepărtate locuri din România, să vedem cum au fost făcute licitațiile pentru tot felul de spitale, dispensare, drumuri, poduri și așa mai departe, fără să dizlocăm de aici, de la, din redacția centrală, o resursă care să-și ia 2 zile sau 3 zile libere să ajungă mai știu unde, în ce oraș, în ce regiune și să facă respectivul reportaj. În felul ăsta am cunoscut mulți ziariști locali buni pe care i-am implicat în acest proiect și care ulterior au rămas colaboratori la G4 Media. Ăsta e genul de, ăsta e genul de proiecte care vin de obicei, mai ales de la instituțiile europene, dar și de la alți donatori instituționali, care vin fără nicio condiționare editorială. De cele mai multe ori, aceste proiecte sunt extrem de simple și de concise și ele spun, într-un interval de timp, 6 luni, 12 luni, un an, redacția sau ansamblu de redacții implicate în acest proiect trebuie să producă 20 de investigații sau 5 investigații sau 30 de investigații, fără să existe niciun fel de ingerință editorială. Astea sunt proiectele care ne-au învățat, care ne-au permis să ne dezvoltăm foarte mult conținutul și care au mai făcut un lucru. Ne-au forțat, e mult spus forțat, dar ne-au determinat să avem o foarte mare disciplină editorială. De ce? Pentru că atunci când știi că la sfârșitul unei săptămâni sau unei luni tu trebuie să livrezi o anumită cantitate de materiale, știi că trebuie să-ți organizezi activitatea editorială în asemenea fel, încât pe lângă lucrurile pe care le facem zi de zi, să avem și acest produs la final. Și ne-a făcut să fim foarte riguroși în ceea ce privește conținutul nostru, foarte riguroși în relația cu colaboratorii noștri. De aceea, știind că aceste proiecte, multe din aceste linii de finanțare sunt disponibile și în Republica Moldova. Nu știu exact care sunt condițiile, cui se adresează, dacă pot apela doar ONG-urile sau și firmele. Nu știu dacă pot fi făcute doar în asocierea unor mai multor instituții media sau de o singură instituție media, dar recomandarea mea puternică e să încercați să aplicați la astfel de proiecte. Unele dintre ele sunt finanțate de Google, unele sunt finanțate de Facebook, altele sunt finanțate de ambasade, altele sunt finanțate de, de finanțatori, rețele de finanțatori privați.
atâta timp cât ele nu vin cu nicio condiționare editorială și trebuie să vă luptați pentru asta și să fie clar din contractele semnate, contractele de finanțare, că nu conțin nicio condiționare editorială, eu cred că sunt unul din modurile de dezvoltare a unei instituții de presă. Noi le recomandăm, repet, am aplicat, am fost ajutați de parteneri de-ai noștri din societatea civilă, care aveau mai multă experiență decât noi, ne-au luat alături de ei, am învățat de la ei cum trebuie gestionate, am învățat rigoarea legată de furnizarea conținutului, rigoarea legată de raportări, pentru că este o întreagă birocrație legată de raportări. Aici e nevoie, apropo de discuția legată de servicii, externalizarea serviciilor și așa mai departe, aici e nevoie de o minte foarte limpede, de o minte foarte bine structurată, care să știe cum să facă raportările, care să știe cum să așeze toate documentele în ordine, dar la sfârșitul unui astfel de proiect, de fiecare dată am constatat că ele ne-au ajutat enorm să ne creștem conținutul, atât în ceea ce privește numărul de articole, dar nu e atât de important cât cantitatea lor. Am avut libertatea de a dezvolta produse pe care ni le doream, investigații pe care ni le doream și pe care altfel cu greu am fi putut să le facem. Cam asta e legată de proiectele speciale, aceste proiecte cu finanțare europeană de cele mai multe ori. Și repet, vă încurajez să aveți un om în redacție care să se ocupe de aceste proiecte, care să știe să le caute, să le discutați împreună cu toată echipa. Noi așa facem de fiecare dată. Să vedeți dacă vi se pot, dacă vă sunt utile și să aplicați pentru ele. De asemenea, încurajez puternic colaborarea între instituții de presă. Noi am avut situații în care ne-am uitat la astfel de call-uri de proiecte, cum se numesc ele, și am constatat că nu le putem face singuri. Ne depășeau capacitatea noastră editorială. Și atunci am avut două soluții. Fie să intrăm în colaborare cu cineva, uneori am găsit alți parteneri, uneori n-am reușit să găsim și am renunțat să aplicăm la ele, pentru că erau cu adevărat mult prea dificile. Dar vă încurajez să colaborați cei care sunteți, cumva vă simțiți că împărtășiți aceleași valori legate de presă, vă încurajez puternic să colaborați și să încercați să depuneți împreună proiecte pentru finanțare. La fel, știu că există proiecte transfrontaliere, multe dintre ele dedicate jurnalismului de investigație. Vă încurajez să căutați parteneri din România, unele dintre ele pot fi realizate și cu parteneri din Ucraina, dacă țin minte, unele cu parteneri din state membre UE, că e România, că e Bulgaria, că e Ungaria, că sunt alte țări. Cu orice ocazie puteți participa la întâlniri din astea de networking, în care vă puteți întâlni cu ziariști din alte țări. Astea sunt un prilej extraordinar de a strânge legăturile cu alte redacții și de a participa împreună la proiecte de genul acesta. Întrebări, dacă avem, curiozități și nelămuriri. Cristian, în echipa voastră cine gestionează proiectele finanțate de diversi grantori? De obicei, managerul de proiect, trebuie să existe în fiecare proiect un astfel de manager de proiect, dar acum avem o colegă nouă care are o experiență mare în gestionarea acestor proiecte și cumva a venit această colegă tocmai pentru a
prelua gestiunea proiectelor pe care le avem în derulare sau celor pe care urmează, la care urmează să aplicăm și sper să le să putem să le câștigăm, astfel încât noi să ne concentrăm pe mai puțin pe partea managerială a proiectelor și mai mult pe conținut, adică pe furnizarea acelor articole, investigații pe care trebuie să le facem în, în interiorul acestor, acestor proiecte. Pentru că uneori suntem depășiți din punct de vedere managerial de cantitatea asta de birocrație, să-i spunem, pe care trebuie să o întocmim. Și tocmai pentru a nu mai avea problemele astea și a ne ocupa de ceea ce știm noi să facem, și anume presă, am apelat la noua colegă care să ne ajute să le gestionăm mai ușor. Pentru că aici e un pericol real să nu le gestionezi corect și la sfârșitul proiectului să te trezești fie că nu ai toate articolele, fie că nu ai calitatea promisă a articolelor, fie că nu ai făcut raportările la timp corecte și așa mai departe. E o anumită rigoare care trebuie respectată. Da, mulțumesc. Dacă vorbim despre un raport, bani din proiecte editoriale limitate, bani din publicitate, care ar fi acesta pentru G4 Media? Eu cred că cumva din cele din proiecte speciale, cred că merg spre, depășesc o treime, merg spre jumătate, să zicem, anul, hai să ne raportăm la anul trecut, la anul 2020, da? Deci a fost și o miză pentru noi să arătăm exact ce vă spuneam la început, să arătăm că nu avem nevoie de bani de la guvern, că ne putem descurca, sigur, ne-am mai luat o cocoașă în plus, ne-am mai pus câteva sarcini peste cele pe care le aveam. Am mai găsit niște proiecte din astea de investigații ca să ne susținem activitatea, să putem să mergem mai departe. Tocmai ca să arătăm că poți funcționa dacă ești creativ și dacă ești dedicat meseriei tale de ziarist, fără să întinzi mâna la guvern. Deci o treime ar fi pe proiecte, celelalte două treime e vorba de publicitate sau și acolo există iarăși o diversificare? Anul trecut, cred că undeva spre jumate au mers proiectele astea. Deci am o treime, chiar cred că mai mult, dacă stau bine să mă gândesc, spre jumătate, da. Da. Pe ce ați mizat mai mult sau ce credeți că vă oferă mai mult spații de manevră și mai multă stabilitate economică, proiectele sau publicitatea? E o întrebare pe care ne-o punem și noi tot timpul, Vitalie. Tot timpul ne gândim care e direcția corectă în care să mergem, dar cumva natural, având în vedere specificul nostru de investigații, de să fim așa mai colțoși, mai cumva mai tot timpul în opoziție, indiferent care ar fi puterea, până la urmă ăsta e rostul presei, cred că cumva natural mergem înspre zona asta de proiecte care ne dau libertatea de a face investigații, fără să ne uităm la ceea ce spuneam mai devreme, pericolul publicității care deseori te condiționează de cantitate, să mărești tot timpul audiența, clicurile și așa mai departe. Sigur că așa e important, că nu vreau să am o audiență mică. La urmă suntem ziariști, ne-am făcut ziariști ca să avem public, ca să ne citească oamenii. Nu scriem pentru sertar, precum scriitorii pe vremea comunismului. Noi vrem ca articolele noastre să fie citite de cât mai mulți oameni. Deci nu refuzăm sau nu ne prefacem ipocriți că nu vrem audiență. Sigur că vrem audiență, vrem să ne citească lumea.
dar în același timp genul ăsta de conținut pe care îl avem, cu exclusivități, cu dezvăluiri, cu investigații, ne duce mult înspre zona de proiecte, care ne ajută să le facem și să le publicăm. Deci pe termen lung cred că vom păstra proporția la cum văd eu lucrurile evoluând în România. Cred că încă multă vreme de aici încolo va fi la fel. Adică gândește-te, ele, de exemplu, într-o țară ca Franța sau ca Anglia sau ca Spania, genul ăsta adică țări cu democrație consolidată, unde nu există amenințări la adresa libertății de opinie, da? La adresa libertății presei. Cum e și la voi în Moldova? Ați avut de atâtea ori guverne, partide întregi care s-au războit cu presa, cu ziariștii, că știu, am citit lucrurile astea. Ați fost filați ca ziariști, ați fost urmăriți ca ziariști. Au fost presiune asupra ziariștilor din Republica Moldova. Lucrul ăsta se întâmplă și în România, din când în când. E, când lucrurile astea o să dispară și când o să avem niște societăți perfect așezate din punct de vedere al mecanismelor democratice, de checks and balances, probabil că în momentul ăla aceste proiecte nu vor mai avea sens atât de puternic ca acum. Vor fi niște societăți așezate în care industria mass media va fi una perfect liberă, fără să fie controlată de moguli, de oligarhi, de partide politice și așa mai departe. Și atunci investigațiile de presă vor veni natural, nu va fi nevoie de proiecte speciale prin care să-ți asiguri finanțarea pentru așa ceva. Dar eu cred că mai durează până atunci. Mai durează câțiva ani buni. Avem o mână ridicată, Vasile. Da, salut, Cristian. Salut, Vasile. Sunt Vasile de la Agora. Uite, vreau un pic să întreb despre diferențele între proiectele care sunt general acceptate și care noi ca instituții media ar trebui să le accesăm și altele nu. Și dau aici câteva exemple. Pe de o parte, dumneavoastră, tu, da, cer scuze. Eu. Da, așa. Ai spus că este foarte bine ca să aplicăm la proiectele gen europene, bine, în cazul nostru e vorba de ambasade și așa mai departe. Și fiecare țară este diferit. Și că acolo, în aceste proiecte, noi nu avem anumite condiționalități. Deci noi suntem liberi din punct de vedere editorial. Trebuie să le căutați pe cele care sunt așa. Nu sunt toate. Nu știu. Dar eu spun cum facem noi. Tot timpul intrăm într-un astfel de proiect dacă el în contract, în scris, are trecută această clauză. Sigur. Suntem pe aceeași undă, deci suntem total de acord. Apoi, ai spus că dacă a venit guvernul cu un proiect în care, sau cu o idee, cu un program de susținere a instituțiilor mass media, voi nu ați aplicat, fiindcă asta cumva ar limita independența voastră editorială, pur și simplu la nivel psihologic, jurnalistul respectiv. Dar, în definitiv, adică sunt tot bani în care voi îi luați și puteți folosi pentru dezvoltarea redacției. Adică mă pun eu în această piele. Dacă eu aș fi jurnalist și mie guvernul mi-ar spune că, uite, îți dau anumiți bani ca să reziști și ca să poți critica mai departe aceeași guvernare, probabil că i-aș lua. Deci pe mine nu m-ar limita psihologic ca să mă autocenzurez în momentul în care mie îmi dă guvernul un suport financiar. În momentul în care știu că îmi fac treaba absolut independent, toate rapoartele mass media sau toate rapoartele de monitorizare a organizațiilor media din domeniu spun că KPI sau independența editorială este păstrată la un nivel foarte înalt, din contra, chiar ceea ce ar spune aici, este mai periculos să iei bani de la un guvern care cu acțiunile cărora tu rezonezi ca persoană fizică. Ceea ce este, adică atunci eu aș înțelege că există o anumită reticență, dar atunci nu știu dacă ea vine anume din faptul că acel guvern a avut acel program în acel moment. Probabil că vine că eu ca persoană fizică aș rezona cu acțiunile acelui guvern. Și atunci scoate din ecuație în general banii. Ar fi mult mai ușor de luat banii de la un guvern care nu rezonezi. Pentru că în cazul dat, eu aș continua să-i critic.
Ok. Și asta este un alt gen de proiect care ai spus că nu este ok ca să-l accesăm. Dar mai există încă un tip de proiect. Pot doar să-ți dau un răspuns scurt la asta ca să nu ideea? Aș fi fost de acord să ne gândim să luăm acești bani de la guvern dacă exista o nevoie reală. Dacă noi... Ah, okay. Da? Dacă eram ca în Franța, de exemplu, da? În Franța a existat o problemă reală, o prăbușire a pieței publicității, care a pus în pericol însă și existența presei. Da? Acolo a fost reală. De ce? Nu s-a mai cumpărat presă, nu s-a mai s-a prăbușit piața publicității chiar la începutul pandemiei sau în criza economică din 2008-2010. Deci dacă am fi fost într-o astfel de situație, sigur că atunci te-ai fi gândit dacă există un interes public real pentru asta. Și dacă există un interes public, poate că am fi fost mai deschiși. Dar, repet, noi am luat decizia asta după ce ne-am uitat la încasările noastre, la încasările celorlalți colegi din presă, că discutăm între noi, cum discutați și voi. Și am văzut că situația nu s-a schimbat. Mai mult de atât. Această finanțare a venit într-un an cu două rânduri de alegeri. Două rânduri de alegeri, da? În acel an, de la partidele politice către presă, au plecat 10 de milioane de euro în campaniile electorale. Deci chiar dacă ar fi fost o scădere a pieței de publicitate, să spunem, ceea ce n-a existat. Nu a fost. Nu a scăzut piața de publicitate. Pe lângă faptul că n-a existat scăderea, au venit și niște bani din campanie electorală de la partide către instituțiile de presă. Deci, care era logica să acceptăm acești bani? De ce? Dacă argumentul este unul financiar, de genul că nu prea ați avut nevoie de acei bani, că în definitiv veniturile voastre n-au fost afectate, atunci eu înțeleg. Atunci argumentul este unul financiar și este, din punct de vedere, este total valid. Dar mai există un tip de proiecte de genul comerciale sau semi-comerciale. Și aș intra anume în zona asta a site-ului de EconoMedia. Să zicem că ar veni la voi concernul Dacia Renault și ar spune că vă rog frumos pentru suport media sau suport PR în cadrul programului nostru de CSR, noi vrem ca să aveți o serie de articole despre mașinile electrice în următorul an, banii pe masă. Și absolut nimic editorial. Așa ceva ați accepta sau nu? Cum adică? Nici o condiție de ca să menționați acolo că acest articol este sponsorizat de Dacia. Este proiectul lor de CSR. Nu, exclus. Nu. Trebuie să fie menționat că este secțiune sponsorizată de Dacia Renault. Nu există asta. E condiție... Am pierdut, nu exagerez, adică am pierdut, n-am pierdut. Am refuzat foarte multe contracte care nu voiau să existe marcaj pe articole sau secțiunile sponsorizate, susținute de ei. Înțeleg, atunci când promovezi un produs direct, dar când promovezi o industrie... Trebuie să fie clar că acea secțiune este susținută. Uite, dau un exemplu pe care l-am dat mai devreme. Jocurile Olimpice de la Tokyo. Secțiune susținută de BCR, da? Am scris foarte clar, secțiune susținută de BCR. Noi n-am promovat un produs al BCR-ului. Noi am scris acolo despre judo, fotbal, gimnastică, ce mai e. Adică nu promova. Dar lumea trebuie să știe că există această susținere, această promovare a unui anumit partener. Nu poți să iei bani fără să avertizezi, fără să spui cititorului că ai luat acei bani. Ok. Ok. Și în cazul proiectelor, de la fondurile europene, bănesc că este exact așa. Da, scrie la fiecare articol jos, acest articol a apărut în cadrul unui proiect dezvoltat împreună cu Comisia Europeană, așa, și scrie acolo că nu
Comisia Europeană nu este responsabilă de conținut și nu se implică în independența editorială, ceva de genul ăsta. Adică să fie, asta este și o formă de autoapărare pentru Comisia Europeană, de exemplu, pentru că vă dau un exemplu. Am avut un astfel de articol în acest an în legătură cu un proiect de 1 miliard de euro al Comisiei Europene în Delta Dunării. Modul în care au fost cheltuiți acei bani în Delta Dunării. 1 miliard de euro este enorm. Și noi am arătat cum o mare parte din acel miliard de euro, colegii mei, nu eu, n-am scris eu articol, colegii mei au arătat cum o mare parte din acel miliard de euro a fost sifonat, a fost pierdut prin tot felul de licitații unde nu s-au respectat regulile și așa mai departe. Ca rezultat al acelei investigații, acel proiect de 1 miliard de euro din Delta Dunării a fost stopat. Plățile din acel, adică impactul a fost foarte mare. Noi am amintit acolo, nu Comisia Europeană ne-a dat comanda să scriem acest articol. Este munca noastră de ziariști, ne-am dus, am verificat ce s-a întâmplat acolo, ce se întâmplă ulterior cu informația noastră, dacă o folosește oricine altcineva, procurorii, poliția, OLAF, Comisia Europeană, oricine, nu este responsabilitatea noastră. Noi nu facem investigațiile ca să dăm muniție cuiva, să dăm gloanțe cuiva să facă diverse. Noi facem pentru că asta ne place să facem, să urmărim banul public, cum e el cheltuit, că e vorba de banul public al din România sau că e vorba de banul public al cetățenilor europeni. Ok, mersi mult. Plăcere. Eu sunt doar din curiozitate. Banii pe care noi i-a luat G4 Media și alte câteva instituții de la guvern au fost repartizați altor instituții sau au rămas la guvern? Nu știu, pentru că nici acum nu s-au plătit toți banii către acele instituții de către toate instituțiile de presă. Asta este încă un subiect pe care l-am făcut. Acest instrument a fost extrem de pervers. Unor instituții de presă care s-au comportat frumos le-au fost făcute plățile imediat. Altor instituții de presă care nu s-au comportat foarte frumos cu guvernul nu le-au fost făcute nici acum. Deci noi nu știm nici acum câți bani s-au cheltuit cu adevărat sau ce facturi în valoare de care e valoarea totală a facturilor și care e valoarea totală a plăților făcute. Da. Deci, de asta spun că e un mecanism complicat și care a venit într-un moment tare prost pentru România, într-un moment cu două rânduri de alegeri și a influențat în mod evident comportamentul unor instituții de presă. Uite, cum spunea Vasile, poate că nu ne-ar fi influențat pe noi dacă îi luăm. Nu știu, e o istorie contrafactuală. Nu știu dacă m-ar fi influențat sau nu m-ar fi influențat. Dar potențialul de a te influența într-un fel sau altul era foarte mare. Și până la urmă, valorile în care noi credem ca ziariști, că de-aia ne-am apucat de meseria asta, e să stăm un pic departe de afacerile cu statul. Adică noi scriem în fiecare zi despre afaceri cu statul, care sunt mai bune, mai proaste, mai suspecte și așa mai departe, dar pe de altă parte eu mă duc să fac afaceri cu statul. Să iau bani de la stat. Am refuzat din totdeauna, de când există G4 Media și înainte la Hot News la fel. Am refuzat, deși acolo nu noi decideam lucrurile astea, dar astfel am gestionat lucrurile. Am refuzat tot timpul publicitate de la stat, de la firme de stat, de la Tarom, de la firmele primăriei, de la, orice companie cu capital de stat din România, Hidroelectrica, Transgaz, Romgaz, Transelectrica, companii care cheltuie anual sume uriașe de zeci de milioane de euro pe reclamă. Am refuzat să facem lucrul ăsta. Tocmai pentru că nu putem una să zicem și alta să fumăm.
Ok. Văd că suntem un pic în întârziere. Aș trece direct la partea a cincea și ultima a discuției noastre, unde deja mare parte din ceea ce am discutat a acoperit deja tema, cea cu securizarea independenței editoriale. Am tot vorbit și chiar acum, în ultima parte, am discutat despre asta și la început am vorbit despre pericolele pe care le reprezintă o finanțare obscură, să-i spunem, la adresa independenței editoriale și necesitatea de a avea un produs premium, un produs de calitate pentru care să nu există tabuuri, să nu existe oameni la care nu ne raportăm, oameni despre care nu scriem sau firme despre care nu scriem sau partide despre care nu scriem și așa mai departe. Asta apropo de independența editorială, iar ceea ce am numit eu plastic modelul acordeon e ceea ce am explicat deja în discuțiile cu Irina, cu Vitalie, cu Rodica, e ținerea aceasta sub control a costurilor. Proprietatea acordeonului e cea că se extinde și se micșorează în funcție de nevoi, să spunem. Așa și la noi, și v-am explicat, noi după ce am trecut prin traumele crizei economice din 2010, cu concedieri în toată presa și așa mai departe, am zis ok, trebuie să găsim o soluție să ținem aceste costuri sub control, să putem să le acordăm oamenilor cu care lucrăm posibilitatea de a avea mai multe surse de venit, celor care nu sunt în inima redacției, să spunem, astfel încât dacă apare o eventuală criză cauzată de, nu știu, de condiții interne, o criză politică sau economică internă, sau de condiții externe, cum a fost în 2010 cu criza financiară globală, să nu fim în situația neplăcută de a trebui să renunțăm la unele costuri, la unii oameni, adică. Și atunci adoptăm această soluție prin care putem la orice moment să spunem că ok, ne reducem luna asta sau timp de 3 luni costurile, fără a-i pune pe oamenii aceștia, mulți colaboratori pe care îi avem, într-o situație neplăcută, să-și piardă unica sursă de venit. Și atunci dacă un om poate să colaboreze și la noi, și la alte publicații, o publicație locală sau o televiziune sau mai știu eu ce, lucrurile sunt mai ok din punctul ăsta de vedere. La fel cu costurile acelea lunare de care v-am spus și pe care încercăm să le externalizăm pe cât posibil. Sigur, nu pot să externalizez tot, dar servicii de care nu avem nevoie tot timpul, 24 de ore din 24, atunci încercăm să le plătim exact atunci când avem nevoie. Deci cam asta e modelul de care vă spuneam. Și pe care îl recomand și care a venit din experiența trecută, experiența altor redacții, pentru că presa, am observat lucrul ăsta, în general presa, dar mai ales presa scrisă, are o structură de costuri care e mai degrabă nesănătoasă din punct de vedere al afacerii, și anume cea mai mare parte a costurilor sunt costurile cu forța de muncă. Da? Și de asta zic că e nesănătoasă. Dacă vă uitați la o televiziune, de exemplu, acolo situația e un pic mai echilibrată. Acolo sunt cheltuieli tehnice foarte mari. Aparatură, echipamente, transmisii, satelit, agenții de imagini și așa mai departe, se mai echilibrează, e mai ușor când ajungi într-o criză. Poți să mai tai și dintr-o parte, poți să mai tai și din altă parte, eventual și de la sediu, chirie, etc. Dar dacă vine o criză peste o publicație, fie că e print, fie că e online, te uiți, nu, de unde să tai? Ce să tai? Tai de la costuri, de la oameni. Asta e un lucru îngrozitor. Nimeni care a trecut prin așa ceva nu vrea să mai treacă. Nimeni nu vrea să repete lucrul ăsta. Și atunci încercăm să ținem în felul ăsta echilibru între nevoi și resurse.
Cam astea sunt lucrurile pe care le-am avut eu de transmis din experiența mea și din ce am făcut noi aici. Dacă mai aveți întrebări, comentarii, lucruri pe care să le discutăm, cu mare plăcere. Cristian, vreau să zic că mi-a făcut o adevărată plăcere să te ascult astăzi și să prind un pic din experiența ta. Îți mulțumesc foarte mult pentru tot ce ne-ai spus. Și eu îți mulțumesc, Irina, și mă bucur că am putut să discutăm, și jos pălăria pentru ce faceți și voi acolo, că e lucru mare să țineți o calitate așa de bună. E lucru mare. Altcineva mai are întrebări, comentarii, muzică? Aș avea o întrebare la capitolul donații cititori. Acestea pot fi făcute doar prin PayPal sau aveți, am văzut că este dat și numărul contului pe care pot fi făcute donații? Cât de mărinimoși sunt cititorii dumneavoastră sau cititorii voștri cu ceea ce faceți? Cel mai mult m-a impresionat, a fost extrem de emoționant pentru noi, chiar când ne-am lansat, un donator care dona în fiecare lună o sumă constantă de bani la bancă, în contul de la bancă, mergea la propriu și depunea acea sumă, o sumă mică, din care o parte era reținută de bancă drept comision, și scria de fiecare dată pe hârtia aceea pentru G4 Media, care susține democrația din România și dezvoltarea statului de drept. Și a făcut lucrul ăsta constant timp de 3 ani. Repet, o sumă mică, dar ne-am dat seama că e vorba de un bătrân care face lucrul ăsta probabil din micile lui economii, din pensia lui, și care se ducea, repet, la bancă. Deci nu online, nu... Se ducea la bancă în fiecare lună cu religiozitate, probabil în ziua în care lua pensia sau în ziua următoare, și făcea acest lucru. Deci asta așa ca cumva ca fapt divers. Un fapt divers, dar care pe noi, repet, ne-a emoționat foarte tare, și pe noi susținerea cititorilor din primele luni ale G4 Media ne-au dat o adrenalină și o capacitate de a merge mai departe extraordinară. În ceea ce privește donațiile, cele mai multe dintre ele sunt făcute prin PayPal, și e vorba de sume mici, acelea care sunt prestabilite acolo, cred, 3 euro, 5 euro. E vorba de donații din acestea, dar care, repet, în primele luni ele au ținut G4 Media în viață. Ele au constituit baza pe care s-a dezvoltat G4 Media, și niciodată nu o să le putem mulțumi suficient acestor oameni care au avut încredere în noi, care au simțit cumva nevoia să ne susțină în momentele alea. Mulțumesc. Cu plăcere. Ok, mai are cineva ceva de spus? Dacă nu, eu am să-i mulțumesc mult lui Cristian pentru că a acceptat invitația noastră. Vă mulțumesc și vouă, stimați colegi, pentru că ați participat la această sesiune, la acest webinar. Și vă amintesc că acest eveniment a avut loc în proiectul Presa Locală Profesionistă, Conținut de Calitate pentru Cetățeni, implementat de Asociația Presei Independente și finanțat de Ambasada Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova. Vă mulțumesc tuturor și vă doresc o seară frumoasă și ne vedem deja la următorul eveniment, care sper să fie cât mai curând. Un singur lucru. Dacă aș mai putea să spun, mulțumesc și eu tuturor pentru participare, pentru întrebări, pentru discuție, pentru clarificări, și sper din tot sufletul ca și în Republica Moldova să văd cât mai multe inițiative media, cum, de exemplu, dau exemplu Agora, pe care o știu, pe care o urmăresc de ceva vreme,
dar și alte publicații independente pe care le-am văzut în ultimii ani, Ziarul de Gardă, de exemplu, și ăsta e un moment, nu mă refer la conjunctura politică internă, nu mă refer doar la conjunctura politică internă din Republica Moldova, dar cred că e un moment în care, în general, în partea noastră de Europa, că suntem în aceea zonă, e un moment propice pentru construcție, pentru construcție în mass media. E un punct de inflexiune din multe puncte de vedere. Avem atâtea crize suprapuse încât trebuie să iasă ceva bun din ele la un moment dat. Mai simt ceva, că ambele noastre țări sunt într-un punct critic cauzat de hemoragia enormă de creiere de oameni buni din țară către străinătate. Sigur că din Moldova pleacă unii spre vest și se mai opresc și în România, din ce am observat. Am amici la București care-s veniți din Republica Moldova. Dar până la urmă drumul e tot spre vest. Și e clar că dacă lucrurile vor continua tot așa încă un deceniu sau două decenii, țările noastre vor sfârși prin a fi practic depopulate, cu excepția unor centre margini, Chișinău, Bălți, București, Cluj, Iași și așa mai departe, vom vedea două țări depopulate. Or, cred că suntem într-un punct de inflexiune în care și cu fonduri europene și cu ajutor reciproc, cumva țările astea ambele trebuie să-și revină. Și nouă ziariștilor ne revine un rol destul de important în a discuta despre aceste oportunități, nu doar despre răul din societate, dar și despre lucrurile bune. Și m-aș bucura ca peste, nu știu, 4 ani, 5 ani, dacă o să mai avem o dată discuția asta în formatul ăsta, să vedem niște vești mai bune. Vă mulțumesc încă o dată, mă bucur că am vorbit. Pe unii dintre voi v-am cunoscut în premieră și vă doresc toate cele bune. Okay, mersi și eu încă o dată și vă amintesc că înregistrarea webinarului de astăzi va fi publicată pe pagina web mediaforum.media. Mulțumesc, seară bună! Mulțumim tuturor pentru răbdare! Mulțumim, Mariu Dirii!